Atunci era mai puțin important, la nivel micro, să ai răspunsuri punctuale, corecte. Ce a vrut să spun autorul aici, adică 100%, 1000% opusul lui, ce a vrut să spun autorul aici, asta a vrut să spună. Bravo! <gântul> Salutare oameni buni, dacă e marți, e bumărul și milenialul, bumărul domnul Silviu Petcu aici în dreapta mea, Alex Zob milenialul, după cum v-am anunțat și săptămâna trecută, noi trecem acum printr-o schimbare de format, uh, mai exact uh, discuțiile cu invitații noștri uh, se vor da aici pe canalul Happy Fish, pe canalul nostru de YouTube, uh, dar rubricile, rubricile mai vechi plus niște rubrici mai noi le vom da pe Patreonul nostru. Așadar, dacă vreți să aflați ce răspunsuri au dat la întrebările noastre, la rubricile noastre fixe, o să vă rog, o să vă rugăm să intrați pe canalul nostru de Patreon. Acolo, pe lângă rubricile astea fixe, Uh, veți putea vedea și un live, un, un live pe lună. Uh, o să încercăm la fiecare live să aducem uh, invitați noi, o să, o să luăm și uh, întrebări de la voi. Așadar, dacă uh, vreți să vedeți toate lucrurile astea, dacă vreți să ne susțineți, încă o dată o să vă rog să uh, intrați pe canalul nostru de Patreon și uh, Cam atât, nu, domnul Petcu, am am o zis tot. o dată pe lună, o să facem bine, și mai E bine bun. de tot, domnule Petcu. Astăzi nu rămâne altceva de făcut decât să uh, îl prezint pe invitatul nostru de astăzi. Sunt foarte fericit că uh, și a făcut puțin timp. Este din punctul meu de vedere unul dintre cei mai mișto creatori de conținut de pe YouTube românesc. Uh, fără alte prezentări, Cătălin Moise, -venit. bine Binevenit, venit! Domnul Cătălin Moise in bine the house. Uu, Uite mă el singur să aplaudă. nu trebuia să aplaudăm. Aplaudam introducerea. <laughs> Vorbește Numai foarte coerent. A -a -a. Asta mi-a plăcut foarte mult la Alex întotdeauna. Vorbește coerent. <laughs> nu da, tot da, timpul, da. Nu, nu. A fost, nu fost one timp. take. Da, a fost e one un -a? singur take și e ca și, cum, e ca și cum am fi live. Da, da, da. Salut! Să știi că chiar am vorbit foarte, foarte serios. Te, te apreciez foarte tare pentru, pentru tot ceea ce faci. Ești, din, din punctul meu de vedere, uh, o, o voce foarte mișto și... Uh, inedită, aș in, putea inedită, adică, inedită, da. Eu n-am mai văzut așa ceva. Uh, domnul ce Domnul Petcu, cred că te-a descoperit uh, recent. Da, acum câteva zile te-am descoperit. Aflu acum că avem prieteni comuni, ceea ce este extraordinar. Cât e de mică lumea asta artistică în care locuim, uh, domnul Claudiu Opra, domnul Kim Ciobanu, cu care am și lucrat împreună cu da. Alex la Grindcore. Pe ei apar, ei sunt mereu primii pe la sfârșit pe lista de Patreon. Ei nu sunt Patreon, dar sunt Patreon spirituali. Ei sunt tot timpul primii acolo de a, când a, am început. Da, 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 da. A da. da. ah, frumos, frumos. Da, uh, pentru că am uh, făcut această prezentare legată de Patreon, acum cum îți merge ție? Că știu că și tu ai ai și cont, cred că ai și Discord, nu? Da. Cum, cum îți merge? Cum e? Uh, cum merge... Cum, adică cum e cu Patreonul? Zine un pic cum păi, e cu Patreon-ul tău. Păi eu pot să fac chestia pe care o fac doar din pricina sau meritul Patreon-ului. Ca altminte, eu făcând atât de puține clipuri și la un timp atât de distanțat, nu primesc foarte mulți bani de la YouTube. Okay. Dar de când am început, sunt ceva gen 400-450 de Patreon. De cât timp? De 3 ani, 4 Un an jumate. Un an, un an jumate. jumate. Uh, canalul meu. Canalul tău. Dar uh, la Horia la Zaya Fet început să fac din uh, 2019. Chiar din 2018, dar din 2019 am început să fac constant. Și după ce am făcut 2 do ani clipuri uh, acolo, cu Horia, după aia am făcut canalul ăsta. Ok. Și uh, Discord, tot, tot de atunci? Discordul, da, e parte din Patreon. E parte din Patreon, nu? Da. Uh, eu, eu, sincer, nu știam foarte clar care e treaba cu Discordul. Nici eu. Adică am, am aflat uh, recent, pot să zic, uh, ce se întâmplă cu el. Că e, de fapt, la bază, e o aplicație pentru gameri. Da. E un chat, practic, nu? Da. Eu știam de Discord de că el există de mult timp, dar el exista de mult timp ca o interfață de vorbit cu alți oameni când... În timpul, uh, în timpul jocurilor, în timp nu? Ce, da, ca să nu de uh, voice systemul din din joc. Uh, toată lumea așa la Discord care era o chestie foarte micuță și funcționa și în browser și uh, vorbeai prin el. Și uh, eu asta știam de el, nu știu, acum mulți ani și după aia am fost și eu surprins să văd că s-a dezvoltat în chestia asta care are o funcționalitate dubioasă între așa mirc și forum pentru că ai thread-uri, ai și canale separate, e o combinație de... dar de... e foarte interesant. Adică tu o folosești acum deja o folosești foarte des, nu? Vorbești cu oamenii de pe patreon tău da. doar pe... Da, da, da. Uh -huh. Noi... Mi-a plăcut foarte mult discuția de asta pentru că eu sunt a fond complet la tipul ăsta de comunicare între oameni și abia mă descurc cu astea care sunt pe care lucrăm noi dar înțeleg că este o lume întreagă într-un astfel de canal în, care, adică, care e obișnuită cu Discord cu tot felul de astfel de platforme în care să poată lumea să stea de vorbă da, da Discord e o platformă destul de curioasă în sine sau nu știu Adică are mulți, tu, tu comunici cu multă lume pe Discord? Păi cum funcționează este că tu, oricine poate să-și facă un canal și după aia o grămadă de oameni poate să intre pe acel canal. De exemplu, pe Discord-ul meu sunt vreo, nu știu, 200-300 de oameni. Adică nu există... Și așa funcționează Discord. Există canale fiecare. Există A, fiecare o, își face fie, canalul. Fiecare, există enorm de multe canale. Uh, și în canalele alea pot să fie de la 10 oameni la 50, la 300, la 7000. Uh, și cei care vor să se uite la tine uh, plătesc? Uh, cum adică să se uite la mine? Care îți care urmăresc canalul? Mm, Discordul da. sau. Da, teoric e un, e un avantaj al Patreon-ului să intri pe Discord-ul ăla. Dar, de exemplu, Discord-ul lui Fire, pentru că este mult mai mare, e foarte complex și are, nu știu, 30 de sub-canale și așa mai departe. Uh -huh. Uh, noi, noi, nu știu dacă te-ai uitat la, la vreunul dintre, uh, dintre podcasturile noastre, noi luăm, așa un pic omul de la Adam și Eva, ca să, da. să zic uitat așa. Și... și mi era un pic teamă de asta, da. dar, dar, dar sunt ce mai de-aia? De aia de, -aia de -aia ce ți e teamă? Adică, de ce ți e te teamă? Cu ce trebuie să te pregătești când vii să vorbești despre tine? Asta eu n-am înțeles la nimeni. Exact exact. Păi vorbești despre tine, nu te cunoști sau cum? La cum vorbești tu pe YouTube, ar trebui să te cunoști perfect. Păi eu mă cunosc, dar. Păi și nu vrei să te știe lumea. Sunt oameni. <laughs> nu, nu, nu. Ești maker, vrea să nu fie cunoscut de oameni. Să știi că sunt, sunt oameni și eu pot să înțeleg chestia asta. Sunt, sunt oameni cărora nu le place foarte mult să vorbească despre ei și să vorbească, nu știu, despre copilăria lor și să se ducă Se puțin, dar spune o poveste. Noi îi rugăm pe invitații noștri, practic, să spună niște povești. Poți să le și inventez. Eu habar n-am exact cum ce spune Alex. Deci lumea nu te știe ce ai făcut. Deci poți să povestești ce vrei tu. mi asta îmi am plăcut. cât e mai savuroasă povestea, cu atât de mai bine. Deci poți să povestești ce vrei. Văd că știi să scrii. Eu voiam să te întreb, adică să plecăm, să plecăm de, la, de la profesori și voiam să te întreb ce, ce profesori ai avut, ce, ce, oameni ai avut în, nu știu, în generală sau și mai departe, după aia în liceu, profesori care te-au marcat, profesori care ți-au spus ceva. Ai avut vreun profesor de genul ăsta? Da, m-am gândit la asta și... Uh, uh, am avut... În 1-4 nu aș putea să zic că nu... Că în 1-4 oricum e. Ai e învățătoare! învățătoare și... da. Dar după, după aia, în clasele 5-8, la un moment dat, am avut o uh, dirigintă uh, pentru un an uh, care... Era extrem de interesantă pentru că se, nu se, se purta cu noi ca și cum am fi niște oameni. Cred că de la egal la egal. Vorbea da. cu voi ca, ca, ca cu niște oameni maturi. Da. Ceea ce uh, este foarte important. Și foarte interesant. Și asta ne. Foarte greu de descris efectul. Dar te, dacă cineva îți vorbește așa, cred că te face și pe tine să te simți mai... Păi, dar te responsabilizează. A, adică... okay, chiar sunt un om. Da, <laughs> sunt un om, nu sunt un copil, nu, da. nu, ai ce-ai făcut să te trag de urechi. Exact, ureghi. exact. Și îți povestești, acum facem așa, să-ți exact. dă încredere. eu cred că asta e chestia, că îți dă încredere în tine, în primul da. rând. Da. Și deși a fost dirigent doar o perioadă foarte scurtă, a, rămas, a avut un impact destul de mare... nu aveam ore cu dânsa, cred. Iar apoi cealaltă profesoară. Am avut o profesoară de română extrem de bună la. A, școala numărul 1, un, unde am făcut eu școala a, care avea. A, arăta. A, un pic ca un desen al unei profesoare de română Pentru că era destul de în vârstă Relativ uh, aplecată de, uh, de, spate. de spate și vremuri Și avea niște ochelari uh, extrem de fund de sticlă Groșne Dar uh, incredibil de empatică și uh, bună Cu toți copiii și atentă uh, Și extrem de bună profesoară și uh, cred că am făcut română cu dânsa chiar din clasa 5 -a până în clasa 8 -a. Uh, și cred că ne-a fost și dirigintă în clasa 8 -a. Uh, și cred că are uh, cred că dânsa are mult legătură cu de ce devenirea ta ulterioară uh, Te sau pentru citit și pentru scris nu, nu atât de mult, adică nu ai atât de mult, dar mi-amintesc că mă ambiționam să învăț toate lucrurile alea care în perioada aia erau morfologie și sintaxe și chestii de genul ăsta Gramatică. Gramatică. Uh -huh. Și mi-amintesc că mă ambiționam foarte tare să învăț lucrarea și ca să am o relație bună cu această persoană pe care o respectam. Uh -huh. Și, ca minter, eu nu mi-am să fi avut vreo pasiune pentru uh, gramatică. Dar le-am le rupt atunci, le-am le le învățat excesiv. De dragul profesoare, cam asta da. e ideea. Adică făceau o atmosferă atât de mișto și era o persoană atât de bună încât vrei să intri în grație da. ei cum ar veni. Da. Că și, asta e, și asta e o tehnică, și asta e o tactică. Da, absolut. Știu că... Cred că în liceu ai, ai început să scrii cronici de film. Îți amintești de unde s-a aprins flacăra asta? Păi. Uh, am început uh, și mai devreme. Am început din uh, clasa 8, așa. Uh, și, da, să, să zicem, de la 13 ani, uh, am descoperit uh, formul cinemagia. Uh, căutând, nu mai știu cum l-am descoperit, dar ne tot uitam pe acest site, deci asta trebuie să fi fost în 2004, cam așa, ne tot uitam pe acest site care avea informații despre ce filme sunt în cinema și la un moment dat am descoperit și butonul de forum. Și pe vremea aia, în 2004, forumurile erau foarte... cum nu existau social media ordinară exact. universale, existau foarte multe forumuri, eu activam deja foarte multe forumuri de Starcraft, de... Nu no știu, o grămadă. De gaming, în principiu. De, game, de gaming de... pentru vârsta respectivă. Că da. E foarte greu să crezi, iartă-mă, dar la 13 ani să urmărești un forum de cinematografie, mi se pare formidabil. Înseamnă că aveai o cultură, adică văzuți, îți plăcea să te uiți la film. Adică, asta vreau să zic, că eu aveam obișnuința forumurilor și pur și simplu am văzut, a, forum mi îmi plac forumul. Hai să intru aici. <laughs> văd forum, dau click. Exact, văd forum, dau click. <laughs> uh, și uh, discuțiile nu erau mereu super elevate sau ceva și era un forum destul de larg, dar în care oamenii vorbeau extrem de serios. Și uh, adică extrem de serios, uh, cu multă pasiune uh, și cu mult interes uh, și luau filmele foarte în serios. Uh, și de acolo de acolo am început... Uh... Ok. A, așa am început să scriu. L-ai cunoscut personal pe Alex Leo Șerban? Sau doar... Adică ai stat cu el? Da, da, da. Ok. Da. Poți, să ne, poți să ne zici un pic despre treaba asta? Um... Este, scuză-mă, este din punctul meu de vedere cel mai... Cel mai bun, cel mai mișto critic de film pe care l-am avut noi da. e, a, fost un om, a fost un om senzațional. Știu că îi citeam cronicile și reușea să aducă niște argumente foarte pertinente și în același timp întotdeauna mi se păreau foarte umane, foarte, nu știu, mi se părea că există și o doză de empatie, nu știu dacă... Dacă ăsta e cuvântul, dar mi se părea că pune foarte mult suflet și că cumva găsește și niște părți bune. De multe ori. Da, eu nu am mai uh, întâlnit un om așa cum era Alex Șerban și mi se pare că și ca persoană culturală era foarte, foarte, foarte unic uh, în uh, abordarea. Eu l-am cunoscut pe el pentru că el era pe forum uh, și erau foarte mulți și alți critici și regizori și așa mai departe, cum comunitatea de uh, cinefil și cineaști românească nu era foarte mare, atunci în 2004 erau, major, erau foarte mulți pe forumul respectiv. Și Alex Eleo Șerban era unul dintre cei mai activi acolo pe forum și se certa cu toată lumea, se înjura. Uh, uh, Rapoarte erau, erau dincolo de cum te-ai comporta cu cineva în viața reală, pentru că exista dimensiunea asta de forum și uh, existau certuri vechi care se acumulau și aveau vendete unii împotriva <laughs> altora și era o întreagă altă lume. Uh, și tu te-ai nimerit în mijlocul acestui. Da, da, eu eram foarte pregătit. Adică și eu am intrat tot așa. Adică. Ai intrat în, într-un clinch cu el? Cu el aproape niciodată, cred, dar mi se părea prea... Eu aveam 13-14 ani și și eu am intrat foarte în forță și dădeam sentințe super grave, mă certam cu oameni, juram și așa mai departe. Dar el mi s-a părut mult prea totuși... Mai sus decât asta. Mult prea... Adică nici în glumă, așa, nici în... Nu puteam să mă iau de el sau ceva. și el în 2005, Um, um, ok, aș, aș mai zice că eu când aveam 14 ani, uh, pe forumul Cine Magia, vreo, vreo 2-3 ani a existat la TIF o chestie care se numea Juriu Cinemagia Magia. Um, și să mă opriți dacă intru prea pe larg în poveste. Nu, nu, te rog, te rog. Um, și Juriu Cinemagia Magia era format din trei oameni se făcea un concurs pe forum și se scriau cronici, trebuia să scrii trei cronici la trei filme și din festival sau doar În general. Okay. Trei filme relativ recente, cred că cam așa era regula. Și câștigătorii sau juriul era ales de Alex Leo Șerban, de Andrei Gorzo și de Mihai Kirilov. Frumos, Da chiar uh, foarte frumos. Sfânta Trinit, Trinitate. Da, da, așa da. era, atunci era foarte Holy Trinity. <laughs> uh, și uh, atunci când aveam uh, 14 ani am uh, am, am câștigat uh, un, un loc în acest uh, juriu și am fost la Tif și am făcut parte din juriu cinematografic și atunci am cunoscut și uh, față în față pe Uh, mulți oameni din această lume. Și tu aveai câți ani atunci? 14, 14 da. Fucking <laughs> shit. A fost o întreagă discuție dacă ar trebui să... Că dacă nu sunt prea mic sau... Da, da, da. Păi cred. Da. Da, da, asta înseamnă că cronicile pe care le... Alea trei care ți s-au cerut au fost... Uh... uh nu? Era ok. Aia a urmat. Aia a urmat. Și uh, uh, cronicile... La ce cronici ai făcut? Da, dacă că mai erau ce la... -ai făcut? Cred că erau la noi albinoi, la Million Dollar Baby okay. și la Hotel Rwanda. Hotel Rwanda. Uite că mi amintesc. Very nice. Da. Păi cred că toate erau din Hotel Rwanda și Million Dollar Baby 2004. 2003-2004. 2003-2004, da. Cam așa, da. Erau filme recente. Um... Ei, și așa, la Cluj te-ai întâlnit cu... Cu... Toți. Mari, cu toată lumea da. cu care te certai da. și pe forum, nu? Da. Și uh, exista și o receptivitate foarte mare față de mine pentru că eram o oarecare curiozitate având 14 ani și gen, uh, uite, asta e, asta e o persoană de 14 ani cu care poți să vorbești. Și cred că se putea vorbi cu mine pe tema film. Uh. Asta, asta mi se pare foarte interesant că tu la 14 ani ai stat de vorbă cu oamenii ăștia trei care erau... Că Vorba lui, erau zei. Foarte buni, da, adică da. foarte buni în domeniul lor, cam cei mai buni. Da. Cum s-au cum, uh, raportat la tine? Cum cum s-au legat discuțiile? Bunesc că nu te-au tratat ca pe un copil. Eu m-am simțit mereu extrem de privilegiat să, să fi interacționat cu acești oameni care interacționau cu mine mereu cu o, o anumită doză de căldură care mie nu era neapărat familiară. Existau și în, în, în toată comunitatea asta exista o doză mare de căldură pentru că toată lumea avea această pasiune pentru film. Atunci nu conta foarte tare cine, ce ești tu sau nu știu. Dacă ai o pasiune pentru film, ești de acolo. Ești, putem să le respectăm. Da. Uh, și eu simțeam destul de tare că primesc asta de la toți acești oameni mai mari. Adică erau și curioși față de mine și asta. Da. Și cât, cât timp ai stat acolo? Ai stat câteva zile, nu? Câteva la TIF am stat câteva zile, zile. Așa, 10 zile pe, că toată, durează... pe toată durata festivalului, da, da, nu? Da. da. Și apoi am fost în fiecare an, până pe la 19 ani. Deci, practic, tot liceul tu era invitat la fiecare ediție de TIF, era invitat să mergi acolo, nu? A, nu am fost invitat mereu, găseam moduri în care să ajung și să ajung acolo, da. Și în perioada respectivă. Te-ai gândit că asta ai vrea să faci în continuare? Da, adică eram. eram erai convins destul... până, până, până la 19 ani eram convins că ce vreau să fac în viață este uh, să fiu critic de film. Dar să revin un pic la Alex Leosherban. Da, în, în, în anul respectiv, în 2005, uh, după TIF, el a organizat în, uh, în București o retrospectivă Jacques-Tati la Institutul Francez și eu nu știam cine e cine Jacques-Tati. A fost uh, un fotbalist francez care a jucat la uh, Rapid București, parcă. Un ruibist. Da, ruibist, a, așa. Ba, ba. Da. Uh, și, dar, dar alți oameni mai mari de prin jurul meu ziceau că a Jacques Tati și am fost și am văzut toate filmele uh, la Elvira Popescu acolo, ceea ce a fost mare lucru să vezi filmele lui Jacques Tati, la, uh, deși nu. adică nu știam eu ce e. Dar filmele lui sunt fiind a, ați văzut, știți, da, știți filmele da. lui. Având comicul ăla, nu există nicio barieră de vârstă la filmele lui, de fapt, că e acel comic de corp, de situație, de Comic de situație, da. Da. Și atât de cald, și atât de Și mi se pare că e, e clar o experiență mult mai mișto în momentul în care e la cinema. Da, da. Adică la cinema oricum e Orice, orice film, cu atât mai mult o comedie. Cu atât mai mult o peliculă care în, în care se râde. Și râs cu alții, râzi exact. cu colegii. Râzi exact. cu, da. Și, nu știu, cred că e greu să găsești un om căruia să nu-i placă sau să nu râdă la, la un film de-al lui Jacques Tati. Pentru că e de... Nu știu, e de cald mereu încât... Și totul e atât de uman și așa încât nu prea... Adică, e foarte greu să găsești ceva care să-ți displacă sau să... Și îmi amintesc că da, era atmosfera asta, că oamenii râdeau și... Uh -huh. Și apoi oricum să vezi un film ca Playtime pe pe, pe, pe ecran, ecran mare, mare... Nu pe un laptop acasă. A fost, da. Nice. Și pentru că am văzut toate filmele și cred că el venea acolo și vorbea un pic despre filme și așa mai departe. Uh, am scris uh, am scris uh, după aia pentru că tot eram uh, uh, ai scris niște cronici. În inerție de scris, am scris un articol mai mare despre toate filmele lui, că oricum sunt doar 4 sau 5. Uh, și l-am trimis lui uh, M-a ajutat cineva să scriu ăsta, să adică am avut un fel de editor uh, uh, și l-am trimis lui și el avea o rubrică în dilema veche și uh, a, a, publicat. a publicat textul meu în loc de ce scria el și a scris la sfârșit uh, uh, Cătălin Moise este elev și are 14 ani. Foarte tare! Da? Foarte tare! Gest frumos! Da! Cum ar zice cineva? Da, el, el chiar era. avea un curaj, un elan de a fi el însuși, în ciuda tuturor dificultăților... Părea foarte asumat în tot ceea ce face. Adică... Da. Iar uh, homofobia în România... Uh, Atunci era în floare. Și early 2000 da, da, da. era ceva... Adică ce da. palet, ce respingea el așa uh, în viața de zi cu zi și continua să... Să-și vadă de treabă. Da. Și să facă o treabă foarte bună. Da, e foarte interesantă. Deci, acum înțelegem cum ai ajuns tu să gândești că asta vrei să faci, sau cât mai apropiat de cinematografie, de fapt. Da. Ai vorbit cu el, ai ați avut vreo discuție legată de viitorul tău? Nu știu, l-ai întrebat, l-ai. Nu. Nu, nu te-ai dus în zona aia. Nu avem. Adică, da, nu. Nu inerția era o să tot scriu și o să tot public pe unde se poate publica că nici nu existau foarte multe locuri în care puteai să publici corect, și era nișă totuși adică, Da. probabil că și astăzi tot nișă este, cu, da, cu poate siguranță poate mai mult, da. să e și mai nișă, atunci mai exista revista Republica pe care o făceau corect uh, uh. uh. știu că te-ai te dus și ai studiat în Berlin, da de ce Berlin? Cum, cum ai ajuns să mergi acolo? Aia a fost o bursă, nu? Da. Uh, 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 uh. Uh. Eu am terminat uh, liceul. <coughs> mă, mă iertați. Nici da, problemă. Rog. De și pus să sticla ca să ajute. Așa pare că a venit momentul ei. <coughs> toate sunt orânduite, să știi. Nu-i nu lăsat așa de <coughs> Ne-am gândit, ne gândit la toate nu avem alcoolul mm. pe care l-ai avut mm. în la alte podcasturi, îmi pare rău. La alte podcasturi. Da? Nu, nu putem nu să nume. Spun, nu, dăm nu dăm nume nu pentru dăm că, nume, că, sunt... că ai și fost la multe, da. <laughs> și atunci Da, da, da scuze. Deci am terminat liceul și mi <coughs> era clar că nu vreau să intru la un ATC, pentru că auzisem mult prea multe povești despre oameni care intră cu foarte mult entuziasm la ATC și sunt zdrobiți. La secțiunea film. Secțiunea film, la momentul respectiv, acum UNEATC-ul e un pic mai reformat în sensul că mai există o varietate, dar atunci erau numai uh, uh, dinozaurii. Uh, și toți care mergeau acolo aveau această experiență de tu intri cu pasiune, ți se pune în schimb, ți se dă în schimb... Uh, Lovituri la joale și... Și da. chestiile astea ultra, ultra, ultra prăfuite și... Uh, Cunosc foarte bine tot ce spui. <fie> din interior. Ales cunoaște din interior. Din da, interior. Da. 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 Și cu atât mai mult dacă ești o fire mai sensibilă, chestia asta poate să fie un efect foarte puternic asupra ta. Și poți efectiv să, să, să intri cu o pasiune foarte mare și un interes foarte mare de a face film și să ieși, să nu mai vrei să faci asta drog. Dar tu oricum voiai să faci film. Eu voiam să fac film, da. Mergi pe partea de film, clar. Și când am terminat liceu am început să citesc cărți de scenaristică și chestii de genul ăsta. Adică vrei să scrii, vrei să filmezi, vrei, da. vrei să... Nu? Pe partea de regie, nu? Da, da, da. Ok. Orice e nevoie. Orice e filmmaker. Nevoie. Filmmaker, da. orice o ar însemna. Uh -huh. Pe partea de scris, la cel mai ușor, am început să scriu scenarii. Apoi mă interesa foarte tare... Um, 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 partea de imagine, pentru că eu m-am apucat să și de fotografie pe la, ce mai devreme pe la 11-12 ani unde din nou era exista alt forum <laughs> uh, ui, formurile. Digital World care era un forum al unui magazin uh, da, de uh, aparate și așa mai departe, deținut de un domn care făcea pe forum să discutau, se, se discutau despre fotografie și despre aparaturile și așa mai departe și el organiza pe cheltuiala lui fototururi prin țară. Prin țară sau prin... adică de o zi sau de două. Și se adunau 15-20 de oameni și mergeam și făceam poze prin, pe undeva. Și și acolo când mergeam eram tot... Eram și mai mic, aveam uh, 12-13 ani și mergeam în prezența acestor oameni. Uh, atunci când era, că eram atât de mic, uh, părinții mei l-au cunoscut pe domnul respectiv, dar acolo mai erau și alți oameni care veneau și copii și eram în grijă acestor oameni. Dar eu am, eu am avut mereu, uh, chiar am avut mereu uh, în preajma mea oameni mult mai mari decât mine de la care uh, să am de învățat și atunci și am tot practicat într-un an cu fotografia A, așa că mă simțeam destul de pregătit să și, am, și filmase în filme foarte non-ambițioase eu am, am, o, uite că ai vorbit puțin despre părinții tăi cum au văzut Dorința ta de a merge pe partea asta, pe partea artistică, de a face filme, de a scrie, deci de a fi în lumea filmului. Pentru că, în general, cu cei care, artiștii cu care am stat de vorbă. Părinții doreau un, un viitor cât mai așezat, cât mai liniștit să fie economist, doctor, inginer, poate eventual profesor, adică să-i să asigur copilului undeva de unde să-și ia un salariu bun și așa mai departe, pentru că orice înseamnă artistic înseamnă că bă, o să te cam bată vântul, o să fie complicat să-și câștigi existența, de asta sunt puțin curios cum au văzut ei dorința ta de a merge pe partea asta artistică, era evident că aveai răspunsul pozitiv din partea celorlalți mai mari din lumea uh, filmului. Cum vedeau părinții chestia asta? N-am avut niciodată discuția asta. Nu se poate miște. Ei uh, erau de uh, sprijinitori uh, suportivi cu orice făceam și eu și fratele meu. Uh, încât dacă nu părea ceva evident în neregulă sau nu știu, ne sprijineau mereu în a ne urma interesele. Uh, și ei m au cumpărat uh, primul aparat de 2 megapixeli, care era un Canon A60 în 2003 și era wow, 2, wow, 2 mega era ceva, da. Da. 2 megapixeli. 2 megapixeli, Am văzut da. acum că o să, iasă, nu, nu știu ce, o să, să telefon cu 200, ai văzut? Da. 200. E inflație la megapixel. Da. 200 de megapixel, Telefon, deci nu cameră. Da, da. Fucking shit. Dar asta era un, un aparat întreg, așa? Da, Care... da, da. Um, și, și da, chiar nu am avut niciodată cu atât mai mult cu cât părea că sunt într-o comunitate și că există o interacțiune foarte pozitivă și așa mai departe, nu au întrebat, adică nu au ridicat niciodată... Nu au vrut să de... te conducă pe un anumit drum. Da, nu. Părea, adică părea că eu sunt foarte pe uh -huh. calea mea. Da, 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 că... da, nu, dar asta e foarte bine. E doar curiozitatea pentru că noi, na, având 70 ceva de oameni cu care am stat de vorbă până acum, a reieșit această chestie. Că părinții cam îți în drum așa pașii, domne, ai să fie sigur, să fie safe copilul meu, fată, băiat, ce-o fi. Lasă-mă prostia asta cu artistic. Cu, Lasă-mă cu artiștii care va de mama lor, știi? Da. Cam asta e ideea. Uh, și mă bucur foarte mult că aud că părinții dacă au, au dorit foarte tare să-ți urmezi visul. Asta e foarte important. Da, ei, ei nu știau adică nici ei nu au nicio legătură cu chestia asta artistică. Amândoi au făcut ASE și sunt economiști și atunci cu atât mai mult cumva erau gen... Adică spre meritul lor. Da da, 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 Pentru că nu știau exact despre ce e vorba, dar pare că e foarte interesant și mult succes și dacă putem să te ajutăm și cu ceva, te ajutăm. Cu ceva, te ajutăm și da, da? Corect. Și, foarte bine. Uh, revenind la uh, alegerea pe care ai făcut-o, uh, ai zis că nu, nu ai vrut să mergi la un ATC pentru da. că. Uh, ai auzit tot felul de povești și știu foarte bine la, la ce te referi, da. pentru că oamenii de acolo, oamenii care predau acolo, predau niște chestii destul de învechite, pentru că se auzea că pe la un ce mai ales în partea de film, se cam frâng niște aripi. Da. Și eu știam numai despre Aripunte. Da, adică era... Aveai foarte multe povești de genul ăsta. Da, și chiar știam foarte mulți oameni și mai ales apropiați mie uh -huh. care trebuie să repine asta și povestea era așa, de parcă intri în... Uh facultatea aia și uh, provocarea era să vezi dacă supraviețuiești. Da. Să Aoleu. vezi dacă când ești pe Dar parte numai pe acela... partea de film. Da, da, eu, știu, eu, știam doar pe partea de film. Eu pot nu... să zic că și pe partea de teatru existau și acolo. Da, știu că na, exista, erau alți oameni sau așa. Da. Dar pe partea de film, povestea era mai mereu că provocarea era asta dacă intri și dacă la sfârșit mai vrei să faci film sau nu. Dacă <laughs> reziști, da, da, da. Ceea ce e groaznic. E groaznic. Adică e... Bun, deci ai zis, ok, un ce nu, da. Altă variantă în țară nu prea există. Nu există. Nu există, nu știu, poate. Era Media Pro, era atunci ceva la Media Pro. Poate, dar nu. Părea foarte dificil. Așa că m-am luat. n-am făcut nimic. M-am luat un an pauză. Că uh -huh. Nu știam ce să. Și cum ai ajuns fac. la Berlin? Cum a, a, Ai aflat despre a, a, universitatea respectivă? sau? Da. <coughs> um, um, uh, uh, o prietenă a aflat despre universitatea respectivă. Uh, persoana care eram atunci mi-a mi spus de ea, uh, m-a încurajat foarte tare. Eu, în punctul ăsta, deja încă am pierdut în speranța vis-a-vis de facultate. că adică nu pare atât de greu să și să aplici în altă parte și deja nu prea mă mai gândeam. Era martie anul următor, deci trebuie să vreo 8 luni de când terminase în liceu și eu începusem să scriu scenarii, scriam la suplimentul de la România liberă, la timpul liber scriam cronici la filme și la DVD-uri și început să-i să ai un câștig. C da. Bine, adică nu-ți plăteai o chirie bănuiesc, nu, dar nici aveai de ceva. Nici o jumătate. Nu, de că chirie. plata la uh, scris. Uh, știu, știu, că nu e grozav, da. Dar a apărut. Uh, am, am auzit de această facultate, care e o întreagă poveste în sine ce este această facultate. E, ea era un fel de experiment făcut în Berlin. Liberal uh, Arts, cred că se numea atunci. Se nu? numea European College of Liberal Arts. Liberal Arts. Uh, a, ulterior știu că și-a schimbat numele, nu? A fost cumpărată de Bard College, care este okay. o facultate uh, din state uh, foarte... Okay. <laughs> și foarte exclusivistă, la exclusivistă ca să da, zicem. Prestigioasă, ca mai ales uh, programul lor de muzică, conservator și așa mai departe. Președintele facultății este și dirijorul Borchese. orchestrei simfonice americane. Uh, m -m. Și uh, dar asta e... European După. College of Liberal Arts uh -huh. era o chestie făcută dintr-o finanțată de o fundație americană care voia să facă, să răspândească liberal arts prin Europa, că nu prea există. În state există uh, aceste curiculumuri de liberal arts, care înseamnă mai multe, un, un pic din toate. Înseamnă că faci și filozofie, faci și artă, faci și științe politice și uh, o combinație așa, să te facă omul universal cumva. Alt mod de a privi asta este că era genul ăsta de facultate ca să-ți dai seama... Nu, să apuci. Da, dacă vrei să fii academician, faci o chestie genul asta și după aia uh, decizi în ce direcție vrei să duci uh, spre doctorat și spre <coughs> profesor și așa mai departe. Um, dar um, la, uh, la facultatea asta, pentru că era non-profit practic, pentru că era sponsorizat de o fundație, veneau foarte mulți oameni care nu aveau bani. Un an la facultatea asta teoretic costa vreo 14.000 de euro pe an, dar aveau chestia asta în care dacă ar, ar tai că nu ai bani, Venituri. Uh, nu-ți luau. Îți nu -ți, nu -ți, nu -ți, da, nu dădea bursă nimic. practic Azi de, de, de bani. Și din acest motiv au și fost mulți români la facultatea asta în. Uh, Până, în, până am ajuns eu acolo în 2010, că așa am și auzit. A, de la uh, alți de la alți, care puse, că alți români de care fuseseră la, român. la în Berlin. E, inclusiv să nu spun prostii, dar cred că Teodor Paleologul uh, a fost acolo și a făcut un an parcă sau ceva genul ăsta. Dar exista o comunitate mică de români care au fost acolo și exista, se știa de această facultate care, al minter, era foarte obscură pentru că erau 50 de studenți. Că era și foarte mică. Da, da, ție-ți s-a potrivit manusul, adică pentru ce era, pentru ce doreai tu să devii și ce. Adică, așa mi s-a părut puțin din ce am citit. Da. Tot de un interviu de-al tău, mi s-a părut că e cum te-ai ajustat, adică a fost un match cumva. S-a potrivit foarte bine da. ce doreai tu, ce aveai în cap și ce doreai tu să devii și cu ce te pregăteau ei. Eu practic. nici nu am înțeles unde mă duc. Adică eu am aplicat, <laughs> uh, nu mă gândeam foarte tare că o să intru sau nu, știam doar că uh, până ajungem acolo trebuie să citim uh, Iliada lui Homer. Și mi s-a părut asta ceva de amuzant. <laughs> asta era singura cerere? Nu, bănuiesc că erau mai multe, dar asta trebuia era să o... fie un master. Era o... Trebuia neapărat să o citiți. Da. Cred că... Cred că asta era. Și mi se prea de amuzant că tema mea este să, citesc Iliada lui Homer. O citesc, frate, o frate! Nu problemă. citesc eu. Sună bine. Uh, dar chiar nu, nu știam ce, ce cu e ce se facultate, da. nici după ce am intrat, vreau să zic, doar suna foarte bine așa, studiem arte, studiem filozofie, mă rog, ideea este că am aplicat, scriam, uh, uh, aplicația era tot așa, scrii trei eseuri, două pe o anumită temă pe care o alegeai și una eseu motivațional de ce te interesează, și după ce l-am scris și l-am trimis, m-a sunat uh, unul dintre directorii facultății uh, să avem un interviu și uh, eu aplicați și pentru bursa de non-bani. Uh, uh, dar ei mi-au dat o bursă de merit, că le-au le plăcut... Uh, te-a ajutat te ajuta foarte mult faptul că tu aveai experiență da. la scris. Da, da, da. Și scrisesi deja eseuri de la 14 ani, de eu, la 13 ani. Da, eu adică aia, pf, am... pentru tine asta, după da. 6 ani, bă, fraților... Erai fiert pe eseuri. Da, <laughs> exact. Eu am scris super încrezător chestiile alea, că eram gen... Da, eu știu. That's my era, shit. Era, exact, that's my shit. Este, <laughs> vă scriu nicio problemă. <laughs> și am scris cu patos, cu... Că de -aia, adică nu, în retrospectivă mi-am dat seama, adică mult după aia și recitind la un dat mi-am dat seama că, wow, ok, dacă, dacă ești un om de... dacă ești un filozof de 50 de ani și citești eseul ăsta de la uh, cineva de 19 ani, o să zici... Uh, Bă, ok, asta Are e... Are potenția. Da, băiatul da. să trebuie să-l cunoaște, mai atent, da. Și <laughs> uh, școala era condusă de un filozof danez și un filozof matematician maghiar, care era fiul unui mare matematician maghiar, de care eu nu am auzit niciodată, dar... Pare uh, începutul lui Good Will Hunting 2, <laughs> Știi? Da, 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 exact. Da, da da, 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 Noi oricum glumeam acolo mereu, că pare că sunt într-un experiment social... Da. Bun, și ai, ai ajuns acolo? Bănuiesc că după niște luni de zile ai început să-ți cam dai seama care-i treaba. A fost peste așteptările tale? O, da. A fost peste așteptările, nu? Da, a fost incredibil. Uh, poți să ne zici așa un pic, adică să ne, să ne explici cam cum era, cum se desfășurau lucrurile, așa pe scurt? Păi, uh, existau. Uh... Majoritatea cursurilor se, se țineau sub formă de seminarii uh, în care existau... Deci, totul pro... era interactiv. Da, totul era super interactiv, chestia care se tot lăuda uh, facultatea asta este că aveau că sunt gen 60 de studenți și 20 de profesori sau ceva că există un profesor la 3 uh, studenți și, uh, și, și și erau profesori foarte buni uh, în, în engleză sau în germană? În engleză, în engleză, că nu, nu știam germană. Um, și um, majoritatea cursurilor se întâmplau așa, în care existau, erau seminarii și uh, uh, un profesor și uh, 8, uh, 8, 9, 10 uh, studenți. Și discutam. Uh, de exemplu, primul semestru acolo avea 10 săptămâni. Noi în fiecare săptămână am citit Republica lui Platon, e împărțită pe 10 cărți. deci Și în fiecare săptămână discutam 30 de pagini din Republica lui Platon. Și apoi existau lecture în care veneau și vorbeau ei o oră jumate și așa, dar mai... Bă, 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 90% în tot acest sistem erau aceste seminarii în care tot discutai și ce-a fost uh, extrem de uh, șocant uh, a fost acest sistem în care stai de vorbă cu un profesor care era... Uh, fund, interesul lui fundamental era în mod vădit să-ți dezvolte ție gândirea. Să asculte ce... Uh, să, 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 încer să încerce să înțeleagă ce uh, spui, unde ești și să... Uh, te ajute să gândești mai departe. Uh, și atunci uh, am avut prima dată senzația de a ah, ok, asta înseamnă cam așa, cam așa trebuie să arate chestia asta de profesor, de uh, cum înveți pe cineva să învețe. Uh, și uh, deviza era mereu că nu există răspunsuri uh, corecte. Uh, nu există. Pentru adevăr, adevăr a absolut. Fost 1502, punct. Asta vă a fost învățarea. Vedere. Tot timpul era discuția, pentru că scopul larg al acestei facultăți era să te... Să te, te facă să gândești. Da, să te învețe cum să... Cum să, cum să gândești în sensul de cum să-ți dezvolți gândirea. Și atunci era mai puțin important la nivel micro să ai răspunsuri punctuale, corecte, ce-a vrut să spună autorul aici. Adică, sud, 1000% opusul ce-a vrut să spună autorul aici, asta a vrut să spună. Bravo! Adică, e total 10... opus de ce am învățat noi în școală. Total opus. Total, opus, total aia... opus. Adică, acolo erau niște texte, asta au spus Călinescu despre nu știu ce exact. scriitor să spui, aia și aia aia cam pe aici corect. suntem. Da. Ia culegerea galbenă și exact, o să, exact, o să da. știi. De asta, ce povestești tu cum să spun? Eu aș vedea că ar trebui să o facă toți elevii din lumea asta. Nu mai vorbesc că aș vrea să o facă toți elevii din România. Noi no am discutat mult și cu oameni din, din educație și a reieșit tot timpul ideea asta că pentru fundamental pentru orice popor, pentru noi, în primul pentru viitorul nostru și al meu, chit că sunt mai înaintat în vârstă, dar nu. și pentru. Da, pentru că <laughs> peste 10 ani, 20 de ani, o să stau de vorbă cu niște tipi care sunt analfabeți funcțional sau analfabeți pur și simplu, nici măcar funcțional. De asta trebuie, cu cât mai devreme începem o educație de genul ăsta, cum gândim și să gândim numai ca să gândim, adică trebuie să dai un răspuns pentru ceva, asta e foarte mișto. Da. Cum s-ar putea face asta? În primul rând, pornești de la profesor, de la cadru și după aia când îi aduci pe elev, poți să faci asta. Dar dacă tu nici profesorul nu e pregătit pentru așa ceva, ești dezarmat complet în momentul ăsta. Cum s-ar putea face așa ceva? E... Cum faci tu acum, nu? Um... <laughs> Eu, eu mă străduiesc să transmit din uh, bucuria pe care am simțit-o și eu de multe ori în facultate de a descoperi uh, idei din astea noi care sună foarte interesant și care sună așa un pic extraterestru, dar foarte tentant și asta a fost experiența pe care am tot avut-o eu în facultate uh, de dat peste aceste idei care, wow oh, ok, nu m-aș fi gândit niciodată la asta, dar asta e foarte interesant sau așa și în momentul al descoperirii e un fel de bucurie. Dar e, genul ăsta de conținut online e, nu se poate să înlocuiască niciodată sub nicio formă valoarea interacțiunii cu alte ființă umane. Pentru că intră în joc toate chestiile alea cu e, ok, omul ăsta este cald cu mine, așa că sunt cu atât mai, sunt cu atât mai receptiv la ce îți spune și așa mai departe și e Partea aia de interacțiune e o parte destul de esențială în uh, cum înveți și. E uh... vorba de chimie asta, asta discutam de multe ori. Când există așa o, o melasă în jurul oamenilor, adică a, până și gândurile încep să gândească la fel. Mie mi s-a întâmplat de foarte multe ori cu colegii mei din, din grup când eram. Ne venea o idee și pur și simplu o abandonam pentru că au venit-o la doi sau la trei odată. Deci dacă a venit o idee la 2-3 oameni, înseamnă că nu-i... Gata, a venit la mulți oameni. Trebuie să fie unică. Hmm. Dar asta venea într-o... La adică... glumă mai ales. La, mai ales la La, glum, la, ciocă, la, 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 la glumă. s-a mai gândit cineva la chestia asta. Dar în rest, gândeam la fel, frate. Adică e... E foarte importantă chimia de care vorbești tu, această empatie între oameni, acest transfer de... Nu știu, cred că sunt și electromagnetic, așa prins. Ar trebui să da. acum la Denis la filmare îți vezi dacă avem fulgerașe mici, albastre <laughs> între noi aici, dacă ne unim așa cu chestiile Eu, astea. eu cred că sigur e foarte importantă fizic. Adică da. Cred că, că ți, ți, pro, procesezi informația în alt fel și creierul se funcționează în alt fel când ești în prezența cuiva și... Și îți face plăcere asta. Da. Și abia aștept să vorbești. Adică față de sistemul pe care l-am preluat cel puțin eu, unde era autoritatea profesorului, când eram în clasele 5 mai era și cu la pălmuță, domnul profesor de geografie sau cu asta, de mai te lua de perciun, adică chestia asta, nu mai puteți să înveți nimic când aveai o chestie din asta care te-a păsat pe creier ce povestești tu este un fel de Eden al învățării. Exact. Da, mi se pare că exact. îți, compart, îți, compartimenta sau te învăța um, foarte clar cum să, cum să uh, compartimentezi niște lucruri. să fie foarte clar cum alegi un subiect, cum îl diseci, până unde poți să mergi. Și tot, tot să mergi înainte, să, tot, să, tot să sapi, tot să sapi, ca să descoperi chestii noi. Asta e, o, asta e un, un proces senzațional. Da. Și mi se pare că, da, acu, adică acum înțeleg mult mai bine cum ai ales să faci filmuleți și cum ai ales să faci conținutul pe care îl faci. Și asta mi se pare că se se vede foarte foarte clar aici. Da. Că te duci, te duci foarte. adică încerci să te duci în, în esență să tot să tot uh, să tot sapi, să tot sapi, chiar dacă nu ai răspunsul la toate întrebările, o... important e, este să faci pe omul care se uită la tine să aibă o, o, o niște furnicături. O da, da. Să-i trezești, niște curiozități. Să exact. niște curiozități ca el după ce a văzut, a văzut un, un clip să zic că, băi, foarte mișto. Clar n-am toate răspunsurile, dar hai să merg eu mai departe, hai să citesc eu acolo, hai să văd eu acolo. Și chestia asta mi se pare că o faci foarte bine. Dar ești unic, eu, eu așa ceva n-am mai eu nu sunt un pot să dau verdicte pentru că nu nu urmăresc tot tu nu ce ești este un pe... nu sunt un consumator de YouTube. nu sunt un consumator de YouTube, este da, adevărat. Nu ești. Dar stilul ăsta de a... de a de a face filme despre problemele din jur și de a le. destul de academic. Adică, chiar dacă nu nu ești un limbaj academic, nici nu cred că-ți dorești asta ca să ajungi la cât mai multe e, lume. Da. Trebuie să... Exact cum ziceai în interviul ăla, vorbești cu un creier de 16-18 ani. Da. Mie asta mi se pare esențial. Da. Și pierd din vedere unii profesori care sunt acum în învățământ, că ei vorbesc poate chiar prea academic și să pierde, l-ai pierdut pe copil, nu mai, nu mai știu unde este pun. Dar eu vreau să te întreb altceva. Că vorbeam despre fericirea asta pe care o aveai în timpul cursurilor și a școlii, cât ai avut școala acolo și ai făcut-o. Câți ani au fost? Patru. Patru, patru ani. Okay. După acești patru ani, n-ai devenit nefericit când ai venit înapoi, pentru că tu ai trăit într-o bulă mamă extraordinară de cunoaștere și de a învăța cum să înveți și ai apucat să înveți despre o grămadă de lucruri pe care probabil nici nu n ai fi apucat să le faci în țară sau în altă facultate și ai venit aici într-o realitate care era așa, un sistem euclidian groaznic cu trei direcții și băști. Și... Răspunsul este că n-am mai putut să mă ridic din pat și asta <laughs> Aici vreau să ajung. Mamă. Da. Deci ai făcut depresie da. da. Nasoală. da, da. Aia a fost probabil cea mai, cea mai nasoară. Da, chiar îmi, doresc să, să, să i, -i răspundă Silviu, dar adică să, să mergi și mai departe, dar eu sunt curios de ce nu, adică, n-ai rămas acolo? Nu aveai ce să faci acolo sau uh, ai luat în calcul treaba asta să rămâi acolo? Da, dar nu mi doream pentru că eu voiam destul de tare să fac film în România, aveam prieteni cunoștințe în România, Fratele mi face și el chestii producție video. Um, Așa, ai vrut, să aduci, ai vrut să aduci ceea ce ai învățat acolo, să aduci aici? Cumva. Asta sună într-un fel altruist, eu nu mă gândeam uh, să uh, mă gândeam că mie mi-ar fi mai plăcut și mai ușor să fac... Să fie acasă, da. Să fie acasă, da, ok, da. am înțeles. Um, doar că... și atunci eu nici nu căutam uh, opțiuni în timp ce eram acolo. Uh, și spre final chiar abia așteptam să mă întorc. Dar... Uh, da, dar când m-am întors, m-a lovit, -a lovit uh, realitatea, realitatea. Buf, economică a vieții. Uh, care, care este... Care este un prag extrem de important despre care mi-ar putea să se discute mai mult. Eu am avut experiența asta în extrem, pentru că eram în Edenul învățăturii. Dar cred că pentru toată lumea e un pas, un salt ontologic din asta, existențial destul de mare, între când termin o facultate și după aia intri în câmpul muncii. Pentru că până, până termin facultatea, tu ești într-un registru din asta destul de neîntrerupt de. Acum 15 ani, să zicem, de într-un într anumit, uh, anumit fel de dădăcire, în sensul care tot ai profesori și tot ai uh, oameni care par că vor să se îngrijească de tine, uh, într-un fel sau altul, și care vor să te învețe lucruri sau. <coughs> um, și ești într-o uh, comunitate automat. Uh, și când se termină asta, și trebuie să duci să te angajezi la. Whatever. Whatever. Um, mi, se, mi se pare că e, e o, o schimbare dramatică, categoric, e o schimbare de, dramatic, simți dramatică, dramatică. Ok, dar în lumea largă, nu, nu-i pasă nim adică nu, nu pas nimic, nu pasă de tine. Categoric. Dar mai este. Și nu te ajută nimeni. Nu și 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 te ajută, ajută nimeni, să faci absolut. această trecere. Nu te pregătește. Nu te pregătește nimeni și nimic pentru Ce momentul în care ai dat uh, lucrarea de licență sau ce ai făcut, da. și ai ieșit aia... de acolo și zici ok, acum ce? Nu există și nu exista nici când am terminat eu, nimic care să te pregătească pentru treaba respectivă. Deci și momentul ăla e extrem de brutal. Pentru da. că ce înseamnă piața muncii da. e o chestie foarte brutală. Corect. În care ești, uh, mai ales toată, mai ales în punctul în care termin facultate, ești carne de tun. Corect. Ești... Uh, Găsește-ți undeva să speli podele, orice facultate ai făcut tu, mă rog, poate astea mai specializate, politehnică și mai departe. Sunt sigur că există și multe excepții în care. Există excepții și există excepții, mai ales în momentul în care uh, tu începi să faci o practică sau începi să faci diferite lucruri din timpul facultății. Atunci, toată trecerea asta clar e mai ușoară. Dar da. dacă nu faci nimic din timpul facultății atunci clar te lovești, te lovești tare de tot. Și dacă faci niște chestii care nu se transformă automat foarte clar într-o meserie. Da, uh... da. Păi la tine chiar facultatea nu dădea o diplomă de frezor sau, nu știu, profesor de limba... De... Te pregătea pentru viața atâta tot. Hmm. Asta e oricum și cel mai mare... Uh cu facultățile de liberal arts în state este că gen faci facultate de liberal arts ca să poți să speli podele cu iagă adică să poți să te duci să lucrezi la... Acolo e și o concurență, nu știu, este o concurență absolut îngrozitoare adică la noi nu e nici pe departe așa cum e în LA sau în New York sau. Acolo e... Acolo chiar e... Întâlnești 10 ospătar, 10 barman și din 10 9 sunt actori. Da. Cam aia e treaba. Da. Bun și dacă vrei nu intrăm în, în subiectul ăsta. Dar eu de ăsta. ce să nu intrăm în subiect? Omul era depresat, nu se deplasa de acasă și la un moment dat totuși a trebuit să mănânci și tu ceva deci a trebuit să faci ceva deci știai să scrii, ai început din prima să, să faci filmulețe astea la Zayafet sau unde? Nu, e, sau... E, modul în Cum care Cum a fost am... devenirea ta după aia? Că asta e foarte important. Mm, bucata asta e greu de povestit. Um... Pe scurt, nu trebuie să intri în detalii. Da. Um... Deci, la începutul 2000, eu am întors în țară în 2014, în vară. Și undeva prin uh, februarie, martie 2015, mi-a găsit frate -mi un job la un uh, service de uh, lux de pe centura București. Uh, service de lux? Service, Serve de mașini. De mașini. Okay. Și de mașini de lux. Ok, am înțeles. Uh, și eu m-am dus... -a, -a, -a. <laughs> da. <laughs> și eu am dus și am început să lucrez la acest service ca Trebuia să fac Instagram-ul proprietarului serviciului, ceva de genul ăsta, să zicem. Adică să te ocup parte să faci de social, site să de, faci social parte media de social media, media pentru... de... Eu, da. da adică okay. eu eram... Eu, eu m-am dus acolo spun că pot să fac poze. Uh, și că să fac poze foarte bune la mașini și exista o componentă de retapizare cu piele de lux. Deci să pui, în, să pui în imagini foarte bune ceea ce fac ei. Da. Și. Uh, nu pot să intru în foarte multe detalii pentru că persoana asta există în continuare și este activă. Ok. Dar a fost o nebunie. Au fost o. O, o nebunie completă. Am lucrat acolo Ce un sens? an și... De bine sau de rău? Stai că nebunia... De rău. De rău. Ah, okay. da. <laughs> deci nu v-ați va, înțeles. Tu vrei să faci ceva, el vrea altceva să iasă. Nu? Cam asta e ideea. A fost un misfit complet. Da. <laughs> A ajuns la concluzia, s-a gândit el că e mai bine să o Era o atmosferă în asta absolut de. Te-a băgat în portbagajul unei mașini de lux și te-a dus într-o pădure <laughs> sau ce s-a întâmplat? La mine nu, pentru că pe mine în mod particular mă respecta pentru că îi se părea că sunt inteligent sau ceva și era integrat, intrigate de asta. Dar okay. okay. existau, era un bullying din asta. Era, era ai de okay, mine! Ah, da. Am De aproape bătut. A pe angajați? Da. Am înțeles. Deci o atmosferă. Propice, pro, pro, Exact, propice pro da, da. da, am da. înțeles. Ok, și cât ai rezistat acolo? Un, un an. an și ceva. Un an și ceva. Ok. Um, și apoi. Uh... E mișto să, să intri așa în pâine, adică. Deci primul job, primul job, tău după... job, da. la. E nebun. mișto, Manu. Dar, din păcate, a fost un pic prea mult. Că toate chestiile toxice imaginabile, doar că la extremă. Mamă. Și în retrospectivă mi-a rămas mi-au rămas niște sechele. Adică, da ok, rude awakening și așa, dar asta a fost cam prea mult. Cam prea mult. Da, nu, eu când ziceam mișto chiar, adică eram erau nu. chilimelele clare, adică da, mi și se pare există și la momentul serios există poate să fie ceva valoros în chestia asta în care să Bă, pălmuit un pic să-ți... Păi, nu știu, nu, există, există ceva... Nu va, e. Știi cum Nu, 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 nu să fii palmuit. Nu, exista, dar există ceva să te trezească. Există ceva valoros, exact cum sunt oameni care susțin că uh, există ceva valoros sau exista ceva valoros în a face armata exact cum făcea Silviu, armata sau, mă rog, alții. Adică, clar, uh, știi, Niciun, poți să deci și așa, nu există. Poți să ieși așa, dar lucrurile se pot face și altfel. Absolut, lucrurile util, se da. pot face și altfel. Da. De ce să accepti lucrurile Uite, astea, că, Exemplul cel mai bun este ce am discutat până acum. Școala pe care ai făcut-o tu versus orice altă școală din da. România. Da. Și vezi că și lucrurile, toți suntem, toți trăim, toți avem ceva de făcut, toți am câștigat niște bani în viață, dar se poate face într-un fel excepțional și formidabil să te facă să, să-ți placă de oameni și să iubești în continuare și să ai idei în cap și să le pui în valoare sau nu, trebuie să înveți numai buchia cărții și și, și admonestat și tras de urechi și pălbuit la palme și așa mai departe. Eu, revenind un pic la subiectul ăsta, trăiesc cu această mare mâhnire în mine, pentru că am avut experiența asta, da. a ce înseamnă Edenul învățământului, trăiesc mereu cu această mâhnire în mine de știu, știu cum, cum ar, putea ar, putea fi. Fi, ar putea fi și cum ar putea fi înfloriți oamenii. Toți. Toți, efectiv, profesor, toți. Începând cu profesore. Asta uh, e cel mai important. Și nu sunt. Da. Și. Dar să știi că. O, o... Calea pe care ai luat-o asta cu filmulețele pe care le faci pe YouTube, pe ce am văzut eu, ar putea exista o. cum să zic, mai desfaci, mai desfaci niște capaci de la oameni din cap și vezi că le dai posibilitatea, și am văzut că sute de mii care te urmăresc, adică nu e pentru o mie sau pentru 300. sute, sute de mii, ceea ce este foarte, foarte important. Cu cât sunt mai mulți oameni, poate schimbă și ei ceva în jurul lor. Își schimbă în primul rând felul de a gândi. Deci asta cred că școala pe care ai făcut-o, uite, exact în asta să vede, exact ce spunea și Alex. Că e drumul, se l-ai găsit până la urmă, cumva. Um, Dar a mai durat, cred că de la servisul respectiv a mai durat până... A mai durat, da. A da, mai durat. Dar curiozitate este cuvântul destul de cheie și pentru mine și uh... Asta mi se pare o treabă foarte importantă dacă reușești să plantezi curiozitate. Sămânța în... aia, da. Pentru că atunci nu e vorba de niște informații specifice sau așa. Dacă reușești să trezești cuiva o curiozitate de a, ok, există mult mai multe lucruri de știut sau aflat sau există mult mai multe perspective decât m-am imaginat eu, atunci e o chestie care ea efectiv funcționează ca o sămânță. Pentru că o să tot fie uh, declanșată de alte lucruri care gen a, ok... Um, Asta e altă perspectivă la care uh, și mai există și alta, și alta. Și uh, îți aduc aminte unele experiențe de altele și uh, chiar e o chestie care crește singură. Eu am observat că, din păcate, mm. în momentul în care, să zicem, vă să vorbim concret, uh, tu faci un, un filmuleț despre un anumit subiect, uh, sunt foarte mulți care uh, nu, nu se duc mai departe, ci din contră uh, sunt, sunt total împotrivă și spun, a, ok, faci, uh, uh, mă uit la un filmuleț în care se vorbește despre, uh, despre capitalism, păi ce vrei, mă? Vrei, vrei altceva în loc? N-ai altceva în loc, vrei comunism? Deci, dacă, exact, asta e, uh, ăsta e următorul gând. Înțelegi ce zic? Da. N-am fost foarte coerent. Uh. M-am uitat la un filmuleț despre capitalism în care tu începi, începi și ei fiecare bucățică și zici, bă, uite ce e în neregulă cu capitalismul. Sunt foarte mulți care vin și zic, aha, ești comunist. Ăla e instant. Deci, capitalism nu, dar ce vrei, mă tu, de fapt? Vorbești despre capitalism, ce vrei tu să pui în loc, mă vrei comunism? Aia este următoarea idee care vine. Asta mi se pare mie foarte, foarte trist, știi? Că uh, tu nu poți să te duci, uh, adică nu, nu poți să, ai, uh, să stai un pic pe subiectul respectiv și să încerci să desfaci niște lucruri și să vezi că poți să analizezi niște lucruri și să, și să le iei pe fiecare în parte. În loc, tu alegi să, să zici. Ok. Hai cel mai simplu, să la prima, să fii hater. Să e să știi, mai haterea la asta și, și uh, chestiile astea care vin, care vin așa la, la, prima mână, știi? Asta mi se pare, mi se pare trist și cu siguranță că te-ai lovit și tu de, de treaba asta și ai văzut și în comentarii că există foarte mulți care aleg varianta asta simplă. Um. Dacă este ne raportare la comentarii, mie nu mi se pare că există foarte mulți. Și oricum comentariile în general sunt... Dacă tu ai un clip cu 300.000 de views, ai 1.000 de comentarii. Dar pare. nu știi care este reacția a 299.000 de exact. oameni. Și atunci... Eu nu mă gândesc niciodată că sunt foarte reprezentative. Dar pe Ai acest toate, subiect în mod particular de capitalism există o rezistență foarte mare la acest subiect. Și adică nu e doar o chestie de... adică e un subiect extra dificil în care să plantezi curiozitate sau ceva. E foarte dificil. Pentru că adică cumva despre asta erau și clipurile că totul în jur ne condiționează spre a uh, fi cerți că asta este singura singur singura posibilitate. Și pe lângă asta noi avem și trecutul uh, ceaușist. Și uh... da, adică noi ne-am lovit, sau poate că nu ne-a noi doi pentru că noi doi am intrat destul de puțin în sistemul ăsta, dar Aici, pe aici de față, și oamenii din generația lor, din generația lui și oamenii din uh, generația uh, X, ei, ei au văzut clar tot ce înseamnă treaba asta și atunci ei s-au lovit direct, știi? Atunci, poate și de aici există această. Există. E, e, e foarte complicat discuția asta pentru că. Uh, există în continuare oameni care promovează comunismul, uh, și existau mai ales uh, în Europa de vest, uh, pentru că comunismul academic, ăla pe care îl deriv din. Uh... Nu, no, poate să sune bine. Marx și Poate după aia, a, toți, toți da, da, da. gânditorii, și așa mai departe, care se străduiesc la unul serios să elaboreze un sistem funcțional, și așa mai departe. Utopic într-un care, care este, dar cu o direcție, așa. O, o direcție, topic, clar. clar, da, da, da. Dar care el presupune un fel de democrație foarte largă, în care fiecare să. cât mai mulți oameni să poată să facă cât mai mult din ce vor. Și ea a dezvoltat academic, într-adevăr, sună, sună destul de bine. Dar, dar comunismul, în, în, în fapt. Ăla, adevărat. Ăla care s-a întâmplat. Da. Au fost cumva tentativa de a încerca asta în 1917, când a fost Revoluția Rusă, să instalezi comunismul ăla dezvoltat teoretic eșoare, război civil șase ani în Rusia și după aia dictaturi. Și după aia modelul comunist, celelalte state din lume care au preluat modelul comunist, au preluat modelul comunist ca, ca dictatură. Exact. Și atunci comunism, și atunci s-a creat asta de comunism, dictatură. Ducum. Ama realitatea istorică, este că au fost 100 de ani de comunism egal dictatură. În teorie comunismul nu trebuia să arate așa. Nu să fie dictatură. Dar nu ai cum să... Eu asta mai încercam să zic că eu nu cred că mai pot să resuscitez acest concept. Poți să-i zici... Poți să-i... Nu, nu, nu pot nici nu mai poți să zici comunism, pentru că comunismul da. deja are această emblemă de dictatură da. trăită de 100 de ani da. de, de Europa. Și, și deci da, nu, mai, cum se, nu mai poți să zici comunism, trebuie să zici și o altă atâția, formă. Atâția, Ceaușism poți să zici la da, noi. Atrocități, ceaușismul era o variantă. O variantă mai locală. Acerbă uh, a, 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 a totalitarismului comunist, cumva. Exact, da. Uh, avem scuze, noi, avem, eu, avem avem noi un muscă avem, un avem o muscă un, care nu mai da. pe invitați da. atâta. La noi a tot fost tot ieri da. și am făcut uh, niște faze de astea niște uși, uh, 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 acum merge doar pe invitați. Uh, uh, uh. Așa e Dar, dar uh... scuze, adică am făcut uh, Edenul ăla de învățat, da. am făcut Eden la muscă și musca a plecat la ce ce să facem? Acestea fiind zise eu cred că se deschide în ce în ce mai tare portița spre discuția despre problemele capitalismului și reflexul ăsta o să fie din ce în ce mai puțin super intens, sper, poate, la oameni. Mi se pare foarte normal ca în România să fie uh, reflexul ăsta de uh, aversiune uriașă față de uh, comunism. Pentru că oamenii prin comunism, când, când, când spui comunism aici, mi se pare că ce-și imaginează oamenii cel mai adesea este anii 80 Ceaușescu. Coada. Coada, lipsa de curent, frig, lipsa de alimente, bebeluși care mor în blocuri da. de frig. Și cum mai cum putea să spui că era că Plus decretul, ceva... celebru decret și de aici da. toate problemele? Da. Da, ce încercam să spun mai devreme este că tu, făcând acest filmuleț, la fel cum ai făcut și filmulețele despre droguri, la fel cum ai făcut și uh, filmulețele despre Nice și așa mai departe, uh, tu încerci doar să-i faci pe oameni curioși, încerci să uh, expui niște probleme și până la urmă e important să se vorbească despre lucrurile astea. Da. Să se vorbească despre lucrurile astea și să să vorbim la un moment dat ca societate noi ce putem să facem și să se pună tot timpul aceste probleme în discuție. Asta nu înseamnă că dacă tu faci un filmuleț despre capitalism, tu ești, tu promovezi comunismul. Sau capitalismul, nu. Cine știe. Nu, niciun caz. De ce, ar, de ce ar asta? Adică a, asta e, se, se numește falsă dicotomie. Exact. Da. Dar a, a, îți spun chestia asta pentru că asta mi se pare că se înțelege de multe ori. Așa mi se pare mie. Că în momentul în care faci o chestie, de fapt... A! Ce? De ce cuiești? A tu cuiești, da. Pentru că oamenii, în general, vor să pună pe ceilalți în niște cutiuțe. Toate, e mult mai da. simplu de da. trăit. Da. Când știi că fiecare cutiuță, cine e în cutiuța asta? Ăsta, ăsta, ăsta. Și tu atunci ce stânga Ești de stânga-dreapta, ești, ești cu aule cu PNL ce, ești cu nu PSD nu și atunci tu ai căsuța, știi și atunci, e liniște. Da. În capul uh -huh. tău este liniște că, bă, fiecare este pus acolo, bă, tu te acuiești, a, ok, vorbești despre, dar nu-ți pui niciodată o întrebare, pentru că asta deja trebuie să cauți și răspuns. Dacă spui întrebarea, înseamnă că te, nu știi răspunsul așa, trebuie să te străduiești ce fi vrut să spună autorul de fapt. În orice, că este e valabil pentru absolut orice, nu -i pentru asta, că am discutat numai despre capitalism. <laughs> Când suntem supărați pe capitalism. Da. Da, uite, în termen extrem de largi, un sistem educațional performant sau ideal sau așa, ar fi orientat spre a învăța oamenii cum să trăiască cu incertitudine. Și că, și că viața este... înseamnă a trăi în incertitudine. Și că certitudine... Și că nu există, de fapt, certitudine. Și că e mereu o iluzie. Și ea se întâmplă de obicei așa, doar ca să te calmezi tu. Și un întreg clip despre Nice, exact despre asta, despre pus în cutiuțe. Da, să n-am da, da, citit. Exact o... despre asta e. Ascultat. Uh, uh, Dar că chestia reală și ca să poți să educi niște oameni într-un fel în care să fie mereu deschiși la discuție este tocmai să să să, să încurajezi abilitatea de a sta în incertitudine. Ceea ce e greu. Foarte greu. Ceea ce e foarte greu. Asta e foarte greu. Dar aia este cumva starea reală. Și eu când am făcut clipul despre fizica cuantică, mi-a plăcut cu atât mai mult că ai toată concluzia la fizica cuantică că materia în sine există într-o stare de incertitudine. Și că. asta e, asta, asta, e super provocarea. Că alt minter mereu impulsul este ăsta de cutiuțe, de... doar că atunci îți crezi Îți crezi lumea ta. crezi o, 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 bulă care... Să fie liniște. Să fie liniște. Ei păi da, fsn a fost o cutiuță foarte bună. Da, exact. În care vezi că foarte mult puțin oameni au mai ieșit. Pentru că îți dă o stare de liniște, o stare de permanență, e ok, liniște, Calm, oamenii vorbesc cu calm, trebuie să ne gândim. E... Aparența liniște. Aparența liniștei, exact. Și atunci putem să stăm niștiți. Doar să nu se vadă că. că... Cât, de, cât de mult lucrezi la un filmuleț? Cât de mult. Adică din momentul în care îți vine ideea și zici, ok, pe mine acum mă interesează subiectul ăsta, cât durează din momentul ăla până când uh, i-ai dat, uh, dat play forma finală. Forma final. uh. Pentru că mi se pare că e foarte, foarte multă muncă acolo. Eu am început, când făceam clipuri la Horia la început, făceam unul la două săptămâni. Erau de vreo 15-20 de minute. Azi am vrut zic, că nu erau așa de lungi. Da. Uh, și după aia am început să le fac din ce în ce mai lungi, și perioadele astea s-au lungit din ce în ce mai tare, și problema e că eu am început să resimt un rodaj interior destul de tare. De... efectiv, mi se strică piesele, <laughs> trebuie să schimbă ambreajul de la atâta. E prins bine serviciul? <laughs> e prins bine servisul? Are... Da, da, da. E seri, fiar da? pe meserie, e și pe mașină, vad, clar. Da, ne? Uh, Adică e, e, un consum destul de puternic, nu? E un consum destul de puternic care și se amplifică de la clip la clip. Am descoperit. Și am mai încercat să fac pauze lungi între ele, dar tot când te întorci pe piesele alea uzate, rulezi. Am spus toate astea pentru că mi se pare că se lungește din ce în ce mai tare perioada asta pe care o am nevoie ca să lucrez la un clip. Pentru că eu înainte lucram la asta, gen, poate ce mă apucam, luam cartea, nu făceam decât asta, munceam 8 ore, 10 ore pe zi, terminam, scriam, adică nu, lucram așa, 2-3 săptămâni în continuu, în continuu, în continuu. Și am început să-mi dau seama că nu mai pot să fac asta. Și am tot început să caut registre mai tolerabile și acum am ajuns pe la ceva gen. asta ultimul, cred că de când am pus mâna pe carte și până l-am publicat, cred că au fost vreo 50 de zile, ceva genul ăsta. Deci aproape, aproape două luni, da. da. Și eu am bucata de citit, și după a citit în zona subiectului apoi scrisul, care e o chestie foarte separată și foarte intensă, apoi trag clipurile în două zile, pentru că îmi stric vocea, dacă ai că nu mai pot să... E un efort mult prea mare, de fapt, ca să spui o chestie de 70 de minute Uh, Într-o singură zi Într-o singură ședere Cum faci niște tăieturi acolo Adică nu, nu filmezi în regim de da, la sunt, sunt, dar, uh... dacă, dar dacă asta, Un clip de O oră și 15 așa De obicei înseamnă cam Spre 3 ore de brut Sau 3 ore de vorbit Așa și, și e și un registru Foarte specific vocal și mi-am seama că după ora 2 scade tot randamentul. Și la dicție și la tot. E obosește, nu, da. nu poți vorbi chiar continuu. Da. <laughs> și atunci le-am împărțit pe două zile. Și trag jumătate într-o zi, jumătate în cealaltă. Și, și după aia e montajul. Și toate aceste lucruri, asta, am încercat să le spațiez pe toate cât mai tare ca să poate să fie sustenabile, să nu mă mai uh, răgesc. Uh -huh. te, te mai gândești să faci film? Da! Adică, su, asta este, mă gândesc într-una să, am, am, am filmat, am fost director de imagine la un metraj anul trecut, ah, uh, în iulie, mai. și anul A apărut ăsta, nu, încă e în postproducție, ok, și am asta, o să încerc să scriu ceva și să fac scurt, mi-ar plăcea. Să faci, adică să-l regizezi tu sau doar să-l filmezi tu? Sau încă nu știu. Da, să-l să scriu și să-l să, -l, să -l scriu și să-l filmezi și să-l regizez. ok. At, at, this point. Dacă dai vreun casting, <laughs> te rog să mă chemi. Da. Așa voi face. Mulțumesc. Doar că habar n-am ce... Dar asta, asta mi-aș propune pentru anul ăsta. Uh -huh. Și undeva în următorii doi ani mi-ar plăcea destul de mult să uh, am un proiect de lungmetraj spre care să trag. Crezi că lupi ceva psihedelic? De ce? Așa nu. Așa spera. Am <laughs> <laughs> era pe tabă, era în fața ta, nu te-ai prins. Uh, crezi că lucrurile astea se pot face împreună? Adică poți să te ocupi de canalul tău de YouTube și în același timp să te apuci de un proiect de scurt metraj sau de lung metraj, Sau trebuie separate? Asta este întrebarea care mie, mă bântuie. Mie mi se pare foarte, foarte dificil să faci uh, YouTube. Adică cred că senzația e de multe ori că, a, ok, omul dă drumul la o cameră, și vorbește și scoate chestia asta și gata. Dar este foarte, foarte multă muncă la clipuri în general. E foarte multă e foarte multă muncă și nu 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 numai la ce faci tu. Sunt mulți creatori de conținut care își investesc toate resursele și tot timpul în treaba respectivă. Și cred că e dificil să faci și altceva. Cel puțin cel puțin la început, în primii ani. Și eu găsesc în continuare dificil. Da, dar eu văd și din alt, dacă am învățat de la invitatul nostru, din alt punct de vedere, eu cred că este benefic să schimbi stilul de abordare. Deci tu lucrezi două-trei luni ca să-ți faci filmulețele astea de o oră. Două-trei luni, pardon. Aproape două luni, 40-50 da, de două, zile. Trei. În momentul în care lucrezi pentru film, că e short, că e lung că e cum o fi, este cu totul altceva. Este altă abordare. Nu mai trebuie să stai să citești, să, să îți faci un rezumat și propriile tale idei, idei, să le pui în pagină, ci pur și simplu inventezi, ai partea de creație pură și după aia am decupat și așa mai departe vine regizorul și face treaba. Deci cu totul altceva. S-ar putea să fie mult mai benefică pentru ambele, pentru ambele stiluri de a face film, pentru că te scoate din rutină. Piesele alea de care zici că, angrenajele alea care nu mai merg, s-ar putea să le dai o viață nouă în parte de film și după aia când revii, eu cred că în paralel nu le poți face. Adică ori faci o treabă de la un capăt la altul și când ai terminat, ai terminat-o. După aia începi să faci altceva. Nu poți să le faci în paralel, cred, că nu, nu-ți stă mintea la... Trebuie să intri direct în supa filmulețului de YouTube educațional sau să faci un, o creație. Asta e părerea mea personală, mă scuzați. Nu, Eu, și pentru e, mine asta e cea mai mare dificultate, că sunt două registre de gândire complet diferite. Categoric. Asta... Dar sunt benefice pentru tot care ești tu. Adică ție s-ar putea să-ți facă foarte bine chestia asta. Da. Te scoată din uh, ceea ce ai făcut în ultimii doi ani. Te scoate dintr-o rutină din care ai început să te, să te tragă în spate și să faci altceva. Și după aceea, când revii, s-ar putea să fii cu alte forțe, părerea mea. Și eu aș fi sută de acord. Adică, registrele foarte diferite sunt. Uh, unul este cel analitic în care, adică, ca să fac clipul astea e o gândire destul de matematică, că trebuie să ordonez o grămadă de concepte și argumente mm -hmm. și mai departe. Și gândirea creativă de făcut film este psihedelică, e altă, e cu totul altceva. Problema principală pe care o întâmpin eu este că nu prea poți ia o pauză de patru luni și să le zic oamenilor. Eu am o treabă. De pe Patreon că hai că. Da. Pentru că este. A, a, a devenit sursa mea a devenit și asta este... Vezi, șefu? Vezi? La ce ne înhamam? Da. Exact. Și asta complică lucrurile. Eu, când am început să fac asta, încep, chiar când am pornit canalul, am încercat în același timp să-mi păstrez o de alte portițe de venit. Dar... Devenind o sursă importantă, asta de Patreon, s-ar putea să trebuiască să face aici în continuare, știi da. cum e? dar ca să pot să mă concentrez cum ar trebui la uh, canal, nu puteam să fac și alte lucruri. Și am atunci am rămas pe asta. Așa că e ceva ce navighez. La ce filme te-ai uitat în ultima vreme? Ce? La ce filme m-am uitat? Da, ce, la ce filme te-ai uitat și ne ne recomanzi? Uh, ce ai văzut în ultima vreme? Am revăzut uh, Everything Everywhere All at Once. Ah. Uh, Că îl mai văzusem o dată Ok L-ați văzut? Nu, nu l-am văzut, nu E, e acum la, la Oscar, nu? Da uh -huh. e... A apăruse în România Sau l-ai văzut pe nu. vreo platformă? A, și o să, o, să, o să intre în cinema ori, da și eu, Așa, vreau să-l văd în cinema L-am văzut am trecut în Nu știu, acum mult timp Pentru că părea că nu există nicio șansă Să intre în, cine, în cinema Dar o să intre Și e, e filmul meu favorit de anul trecut Mi se pare L-ai văzut super. la noi în țara? Da, l-am văzut acasă Ai văzut acasă, da, da. Dar e absolut superb E okay. așa O scrisoare dragoste și pentru cinema Și pentru umanitate Și pentru reușesc cumva să le bifeze Pe toate cu o vervă din asta Nesfârșită Ai văzut Babilon? Da, am văzut Babylon și... Că eu vreau să mă duc să-l văd. Nu mi-a plăcut deloc. Nu ți-a plăcut? Că am, am auzit păreri foarte împărțite de la excepțional, formidabil, că e șazel, nu știu ce, dar multă lume zicea, Bă, mm, mm, a fost și mai bun domnul șazel. Mie nu mi-a plăcut niciodată din sud, dincolo de Weplash, care, care e extrem Bine, de bun. Ala este ăla cred Dar că e fanionul lui după aia nu mi-a mai trezit uh, sentimente puternice mie mi-a plăcut La La recunosc da, eu știu că am scris la un moment dat uh, că uh, mie îmi place în general să Adică eu, eu recunosc când plâng la filme și eu am, am plâns foarte tare la La La, la, la Land atunci când nevastă mea m-a mai rugat să mă uit odată la el. Hmm. <laughs> când n-ai mai vrut, nu? n-am mai vrut, da. Deci eu, mie nu mi-a plăcut foarte tare La La, la Land. Mi-a plăcut da... povestea, așa, nu știu, mie mi-a plăcut imaginea. Eu nici nu mi-l mai amintesc. Și da. asta e un argument. Dar tu mai, fa adică mai, mai faci așa pentru pentru tine ca exercițiu mai faci, mai scrii cronici? Am început, am, am început acum să scriu uh, pe Letterboxd. Okay. Uh, știți ce e? Nu. Letterboxd e un fel de IMDB, dar uh, făcut într-un fel de social media. Ok. În sensul în care ai prieteni și uh, dați note și uh, uh, e, e structura asta de rețea socială, dar în jurul filmelor. Uh -huh. Și Aha. vezi ce filme ai văzut alți prieteni și așa mai departe. Ah, foarte fain. Da, e foarte drăguț. Uh, și am început să scriu acolo. Uh, de exemplu la Babilon Cu ăsta mi-am mi propus. Deci dacă vrem acum, intrăm pe... E, e, tot o, e o platformă, nu? Da. E tot o platformă dar totul se învârte în jurul filmelor, nu? Da. Ce îți exemplu... faci un cont? Da. Ok. De exemplu, eu am pus, și poți face faci liste, poți să faci, Stop. și are și o interfață grafică destul de plăcută. De exemplu, eu am pus în descriere la clipul despre CINOA pe care l-am făcut, am făcut atunci o listă de vreo 50 de filme de cinema oniric, ceva genul ăsta. Am făcut și o listă de top filme din anii 10-20, cred. Mm -hmm. uh, și o să, a, asta mi-am propus acum de curând, să tocmai să, să, să scriu... Uh... Cronici. Da? Foarte fine, Am avut jumătate de intenție să scriu o cronică la taximetriști. Ha, o jumătate de intenție? O jumătate de intenție? Deci îi mai trebuia cât îți dai seama un cun sfert, și cred că apăsea <laughs> Am prima asta Atâta, știi? Am... Un 75... păi și ce te-a oprit? Era prea complicat ce voiam să scriu. Um... Păi zine, uite, dacă tot n-ai avut... N -ai, nu ți-a venit nicio altă jumătate de intenție... Zine, nou, un okay, răutăcioasă așa. și nu vrea să pună rău cu producătorii. Nu este răutăcioasă, dar voiam să subliniez o chestie care era relativ negativă, care era dificil de explicat și okay. era o chestie destul de specifică. Ok. Și... Nu intrăm în subiect dacă nu vrei. Da, și nu... M-am oprit pentru că nu părea să... Nu pare să funcționeze cum mi-aș dori și pare okay. să necesite mult prea mult efort și. Dar mi-ar plăcea să mai revin la... Mm -hmm. și... Pentru că ai tot timpul un subiect nou. Asta da. e, e mișto da. la... Adică ai, ai instrumentele și tot timpul îți vine marfă proaspătă. Adică nu trebuie să stai tu să vezi ce... Da, Hai, așa de mai dragul, știu că topurile sunt absolut imbecile, dar de dragul jocului. Și așa, poți să ne poți să ne dai un, un top 5, să zicem, filme la care revii odată la ceva timp, filme care îți plac foarte mult? Uh, poți să zic uh, uh, că când spui asta, primul film la care îmi sare mintea este Synecdoche New York, Very Nice. Aștii? Da, cum să nu? Și apoi... Uh, și apoi poate Enter the Void mm -hmm. și uh, Last and First Man. Asta nu știu. Asta e regizat de... Cum îl cheamă? Tipul care făcea muzica la filmele lui Villeneuve. Denis Villeneuve? Da. Uh... Scap acum da, lui. Da, și știu murit. la cine te referi. A și murit, din păcate. Ai un film pe care l-am văzut în ultimii ani de vreo 8 ori. Mm. Um... Fitzcaraldo alu Herzog mm -hmm. și Herzog este, are un loc foarte aparte în uh, sufletul meu cinematografic și alt intercret. cred mm. um... O producție senzațională acolo. Da. Și așa foarte larger than life. Tot, tot, tot acel film și tot despre el și nu știu. <coughs> și uh, m am mai entuziasmat extrem de tare în ultimii ani The Lighthouse. Uh, William Dafoe. Da. <coughs> Are o, mi se pare că are o, când îmi zici acum de el, primul lucru la care mă gândesc este, este fața lui care este, pur și simplu, sparge ecranul și la imagine. O imagine da. foarte, mm. Foarte, mm. foarte mișto. Filmul ăla m-a entuziasmat foarte tare uh, vis -a vis de cinema. Asta sunt cel mai de filme uh, pentru mine. Dacă care <coughs> vezi că cineva e foarte pasionat de film în sine, de mediu și de ce poți să, de, de mediu și de, de ce poți să faci cu el. Uh, și atunci e un sentiment puternic de cum era și în comunitatea Cinemagia, de, bă, respect. Da, da, da. De, și film, filme românești? Filme românești? E uh, mi-a plăcut foarte mult. Nu știu dacă l-ați văzut. Din păcate nu l-am văzut. A avut arulat destul de puțin. Uh, Moromeții 2 mi-a plăcut foarte mult. Deși eu cred că nici nu l-am văzut pe primul, să l am văzut acum mult. L-ai văzut acum mult? l sigur, dar l-ai văzut tot anul 90. Dar mi-a plăcut enorm. Uh, Mai există unul oarecum obscur, dar mai știu cum se numește. Era un film foarte oniric, ceva cu... Da, ok. Dar, dar se fac și filme românești interesante. Mm -hmm. <laughs> Da. asta ca să liniștească da. populația, da. știi? A, a pus așa ca să nu vină tot hey Da, tu. da, da, să nu vină. Bă, ce știi tu mă despre vină da, asta da, că ca da. spunem noi? Da. Chiar da. Și uh, m-am bucurat extrem de tare de uh, team building, că a avut acest efect și așa mai uh -huh. departe. Uh, că uh... dar cum cum ți s-a cum s-a părut uh, cum s-au apărut discuțiile discuțiile de după. Este normale. Normale, nu? Nu -am, am înțeles nimic. Adică eu m-am bucurat că au existat. Asta e. S-a vorbit despre film, frate. Nu, nu, nu. Nu am înțeles de ce nu mă, re mă refer aici la discuția de după ce filmul a apărut pe Netflix, în care a, fie, foarte, foarte, foarte da, mult, da, da. mulți au fost. Foarte da. mulți au zis prostii, asta, da, ce prostie asta, alții au venit și au zis, de fapt. Film. Stai, dar ce, știi și a fost, a fost un un întreg Da, asta nu am înțeles nimic. Adică mi s-a părut uh, foarte șocant. Um... că oamenii ar acționa așa... Uh, 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 atmosfera era uh, reminiscentă de anii 2000, așa, și sunat că era o problemă morală de da, manelizare um, da. a filmului românesc sau ceva. Mi s-a părut foarte amuzant, pentru că oamenii care discută lucrurile astea nu, nu, nu știu ce înseamnă o industrie de cinema și uh, ce presupune și cuvântul industrie și că majoritatea țărilor care au o, un, un output uh, filmic uh, consistent Italia, Franța, Germania au șapte mii de filme din astea care se fac filme mediocre sau filme destinate exclusiv pieții domestice, comedii și așa mai departe, care scopul lor ăsta este. Entertainment, să punct. Să, să, adun, să adune oamenii în cinema, să le dea o experiență comună și să se amuze, și, și că asta este coloana vertebrală dacă vrei să ai o industrie de, de cinema. Uh, Aici sunt total de acord. Total, total de acord. Și din acest punct de vedere m-am bucurat extrem de tare că a, a, a creat toată această discuție, că în esență funcționează ca un awareness pentru, pentru, industria. pentru industria cinematografică românească. Uh, filmul nu mi se pare deloc bă, rău și mi se pare destul de onest în. Face. Are foarte multe lipsuri și așa mai departe care pot fi întoarse pe toate părțile, dar e destul de onest în. Ce își propune de el este să o facă. poveste hazlie, cu oameni aproape reali, și într-o țară reală. Adică, chiar. La, adică, sunt chestii care se pot întâmpla. Nu vorbim despre abracadabra sau nu știu ce cu. Da, mă rog, eu am văzut și, și tot felul de discuții, domnule, dar ce plot holes există acolo, dar stai că nu există. Băi, nene. Dacă e să iei și. nu știu să iei American Pie sau să iei nu știu ce. I don't know, ce comedie. Uh, comedie care a, a făcut uh, a adus foarte mulți oameni în sală afară. Clar poți să găsești acolo tot felul de probleme, adică. Da, film nu mi se pare că este o realizare cinematografică. Uh, dar nici nu propune Nu asta. Propus dar este chestia... este, o, este o foarte mare realizare cinematografică pen, pentru industria românească Categori. de film. Și asta mi se pare foarte tare. Uh, și uh, cred că o ai cu o dată discuția asta, cred că o să rămână un oarecare extra awareness. E și foarte important exercițiu fizic, dacă reușești să miști un milion de oameni să se ducă la cinema, să vadă un film românesc, asta este extrem de important ca precedent. Și asta este modul în care construiești o industrie cinematografică. Industrie în sensul în care există proiecte care... Uh, uh, se derulează în mod constant și care pot să angajeze oameni în mod constant. Uh, uh, și. Uh, <laughs> da. Și uh, asta. <laughs> eu am un interes foarte direct aici, pentru că pentru mine, în mod ideal, ce aș vrea să fac în această viață și ce ar fi, cred, pentru mine cel mai uh, calmant și satisfăcător, este să fiu director de imagine. Și să lucrez la... Să mai fac eu filmele mele în sensul de regizat și scris, dar ca activitate constantă să fiu director de imagine la proiectele altor oameni și am tot avut experiența asta și e ceva extrem de satisfăcător la um, a înțelege ce vrea să transmită cineva prin scenariu și regia și să, și să încerci doar să facilitezi asta cât mai tare fără să, fără să existe o miză personală foarte mare pentru tine în sensul de stresul creației neapărat stresul creației de la zero cumva, uh -huh. tu e ceva ce încearcă cineva deja cineva încearcă deja să spune ceva și tu ai un set de unelte prin care poți să și l ajuți, ajuți să, să, să-și să rafineze să-și ascută uh, creația aia. Și asta mi îmi place foarte mult. Și asta mi-ar plăcea să fac. Okay. Așa că să fie cât, cât să cât fie, mai multe cât filme. cât mai multe filme. Corect. Și... Da, da, da. Foarte bun. Că... A, ăștia sunt oamenii de care avem nevoie. Să facă producții de en entertainment pentru popular... Să ajungă în cinematograf. Că am văzut multe filme de astea de 1500 de oameni în, în cinematograf. Toate cu premii. Bă, frate, ei, nu toate cu premii. Nu toate da? cu premii, dar parcă nu-ți... Și nici nu mi-au plăcut, sincer. Adică nu-i nu pe gustul meu. Nu vreau neapărat să fie să mă hăhăiesc de râs. Dar să-mi plac un film. Să-mi placă să arate imaginea, să aibă o poveste puternică, să fie jucat, să nu știu ce. Iar la, fac o mică paranteză, foarte multă lume era cu uh, urau acest film, timp building, că vorbim multe despre un film românesc super, din nou, uh, că se vorbește foarte urât. Păi frate, dacă e un film american, noi nu-l percepem pentru că se vorbești în limbă străină. Dar sunt uh, cu toate în gură, adică hmm. de dimineață până seară, părinți, copii, toți în jur între ei, zici că mamă, Doamne, ce, ce șatră e acolo, frate. Dar ei așa vorbesc în filmele lor. Adică, deodată, dacă o traducem în românește, nu mai e frumos, nu? Sau cum? Nu, mie, mie mi se pare că e o problemă, într-adevăr, dacă este gratuit, prea mult, dacă, dacă, e gratuit, gratuit. dacă e gratuit, Dacă e gratuit, atunci A, da. Dacă e făcut doar de, hai să-mi jurăm, fără niciun gând în spate, atunci nu mi se mai pare ok. Eu aș vrea să te mai întreb și dacă, dacă nu vrei să intrăm în subiect, nu intrăm, dar știu că tu ai în continuare probleme de anxietate și voiam să te întreb cum, how, how do you deal with it, cum, cum reușești să gestionezi toată treaba asta. Păite, a venit la podcast și a vorbit totuși. Da. În general. În general, sau... da, în general, și nu știu, mai ales în momentul în care trebuie să trebuie să, să cum, cum mai vine de exemplu, la noi la, la podcast sau să ai tot felul de ieșiri și trebuie să faci niște chestii alături de alți oameni. Că știu că atunci e destul de complicat. nu știu dacă poți să ne, să ne împărtășești un pic din treaba asta, dacă poți să ne spui cum, care sunt uneltele prin care tu gestionezi, ai, gestionezi bine treaba asta. Unelta, unelta, principală este că nu mă pun în situații care să, <laughs> care să îmi declanșeze starea respectivă. Da, valuri extreme de anxietate. Și ți-am spus, cred că asta este și motivul pentru care nu prea vin și fac lucruri de genul ăsta, pentru că deși eu în capul meu mental nu am vreo îngrijorare specifică în cuvinte de aoleu, efectiv nu este nimic concret. Dar anxietatea când este o boală se manifestă în corp în lipsa oricăror cuvinte. Și se manifestă în corp. Și există boli care îți dau dureri intense în corp doar de la această agitație a priori de cuvinte. Și pentru mine, de exemplu, mă costă destul de mult. Mereu când e vreo chestie de genul ăsta vreo două zile înainte, din nou, fără niciun motiv și atunci poate este o perioadă, este și un efect al prăjelii, pentru că pentru mine a fost extrem de intens tot acest uh, an jumate, doi. Uh... Da, da, știi ce se întâmplă? Ăsta anul, anul, anul jumate, doi de când faci chestiile astea, uh, ai găsit o, o preocupare, ai găsit o chestie care funcționează. Asta ar trebui să te... Zic să îți dea bice mai departe. Nu? Da. Când e foarte boală anxietatea, e foarte greu de calmat în cuvinte. Am înțeles. Sau necesită eforturi foarte mari, care sunt mai degrabă la graniță cu abilitatea de a medita. Și a intra într-o stare. Nu, nu prea poți să-ți tot corpul cu, cu mintea, adică cu cuvinte sau ceva. Trebuie să-ți dezvolți un fel de abilitate de a medita, să zicem, sau ceva. Faci ceva sport, uh, nu știu, meditezi, faci ceva care să, să te ajute în sensul ăsta? Uh, ceva care, nu știu, ai observat că funcționează cât de cât. Merg la not și funcționează uh -huh. și cântatul la pian funcționează. Uh -huh. Super, okay. Dar există un uh, prag din asta, după 30 de ani sau ceva, în care toate... Pare că toate semințele de boli care poate te pășteau așa, deodată capătă un teren foarte fertil în care <laughs> să înflorească și te trezești. Că... Ce ah, nu, A, nu, n-a fost doar o chestie așa temporară peste care am trecut și pur și simplu m-a aștepta să... <laughs> Odată, ce... Odată ce ai suflat în lumânarea de 30, gata, acum începe să... terenul, da da, știți? da, da, da. Eu am mai avut uh, o. A, aveam o relație intensă cu anxietatea de când eram mic și aveam niște momente în astea de. o întrebam pe Maică mea ce se întâmplă și ea zicea că ai emoții. Uh -huh. Asta e un mod uh, pozitiv de. de a vedea lucrurile. de a-ți interpreta anxietatea, că ai emoții. Uh, dar. Uh, emoțiile pot și ele să transforme în ceva destul de dureros fizic. Da. Uite, una, una dintre problemele capitalismului este legată de, de bolile mentale și da. tu, tu atingi foarte, da. foarte bine subiectul ăsta și asta chiar e o problemă pentru că în, în capitalism așa cum zici foarte bine e problema omului, e problema individului, nu e problema societății. Da. Și cred că și uh, Mark Fisher exact chestia asta uh, spune, că anxietatea și, și depresia au un izvor în, în capitalism. Eu cred că asta este uriașă și cred că nu au un izvor. Eu, eu cred că ești un fel de excepție dacă reușești să ți păstrezi un fel de... sau că e o reușită dacă reușești să-ți păstrezi o sănătate mentală în, tot acest mediu. Că și dacă îl pui pe hârtie, este stres din toate direcțiile. Așa că cum ai putea să nu te îmbolnăvești? Sau, mi se pare că rezultatul mult mai logic la toată această situație și de alergat după bani și a fi mereu într-o într formă de stres sau alta. Stresul e o chestie foarte intensă pentru corp, pe care zici tu că poți să o ții așa, îi ții piept cu capul, până când corpul începe să. să spună nu. să-ți să prezinte, să, să, să prezinte rodajul. Uite câți kilometri ai de stres și uită care sunt efectele. Și mi se pare e o chestie uriașă care nici nu de unde o apuci asta cu bolile mentale cauzate de tot acest sistem. Mie mi se pare că o parte uriașă. Și dar, 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 și parte din sistem este că aproape ți se rușine să zici bă, m-am bolnăvit, eu, eu nu văd deloc că asta o rușine. Eu nu văd... Eu tot văd la alții expusă și mă bucur foarte mult că unii au curajul să povestească despre asta. Am mai avut invitați care au, au recunoscut și au zis, domnule, m-am luptat cu depresia, cu anxietatea, cu așa. Deci, toți cei cu care am stat de vorbă... Și la care am simțit că bă, unii erau din familie, am, am simțit și nu știi de unde să aduci, nu știi cum să ajuți chestia asta. Deci e o chestie care vine tot din interior până la coadă. Dacă faci un. în jur ar trebui să fim noi cei care protejăm. Cât și noi suntem la fel de expuși ceilalți care nu le au. Dar mă bucur foarte mult că cineva recunoaște asta și nu știu de ce ar trebui să-ți fie rușine, pentru că este simbol. E o boală, frate, mă doar, nu te pentru doare că nimic. Există de... multă ignoranță. Există și pentru multă că ignoranță. Uh, asta eu. Ah. Da, din păcate, în continuare, tot, cred că la educație. Educație. La educație, Cum ne întoarcem la edenul lui. La... Cât ajungem acolo, uh, e esențial. Oamenii care vorbesc despre asta sunt în continuare priviți, a, e, e problema lui, e ceva în regulă cu el, e. E nasol, e. Eu nu văd. Adică. Tu nu vezi chestia asta și. Sunt hai. altfel. Sunt un, sunt un bucuros. E foarte ciudat. bine când vezi așa. <laughs> asta e problema lui Silu, că e bun. Cred că ce vreau să zic este că dacă te apuci să zici. Uh, uh, M-am îmbolnăvit mental de la acest capitalism și de la acest regim de viață în care viața e o afacere. Răspunsul primul ăla din reflex pe care îl primești. Este... Hai nu te mai plânge că toți... Toți toți, trăim toți, așa. Tot, toți, toți, toți o ducem așa. Adică e greu pentru toți, dar... Sau... Dar asta este ideea. Da. Toți o ducem așa. Exact, da. Tu ai subliniat Sau, -o foarte sau, sau așa mai, e. Un, mai e un răspuns. Ce te plângi tu cu ceasul de la nu știu unde, de la Apple, la Mână, ci cu Blugi de la nu știu ce... Te plângi tu cu toate... Adică cumva ă, ești făcut ipocrit? Știi? Pentru că semnalezi niște probleme și tu cumva le accepti. Ca și cum ai putea să semnalezi problemele astea, nu știu, fiind dezbrăcat. Și știi ce zic? Adică da, e, da, da. E, e absurd, e absolut absurd. Dar dincolo de asta, cred că toată lumea are această problemă fundamentală comună, că toată lumea trebuie să facă bani în, aceș în această viață și toată lumea, cred că, ajunge să facă niște lucruri pe care nu și le ar dori ca să facă bani. Mai extreme, mai copleșitoare sau nu, mai îmbolnăvitoare sau nu, dar că asta este... Asta este. Ideal ar fi să ai o pasiune și să faci bani din pasiunea și atunci scapi într-un fel de stresul ăsta cum să fac eu bani sau să fac un lucru care nu mi-e pe plac sau morală sau religia sau înțeleg ce zic. Adică chiar să am o pasiune și din asta să trăiesc. E foarte mișto. Creatorii în general cred că sunt avantajați din punctul ăsta de vedere că dacă le iese cea, creația lor să fie pusă în imagine, în lumină, în cum vrei tu, la cunoștința publicului și publicul să te aprecieze deja jumătate din Jumate, Mai mult de jumate. Aproape toată problema nu mai există. Doar că odată ce faci bani din pasiunea ta și trebuie să o produci la orar, atunci poți în egală măsură și să te stresezi, și să dezvolți toate sentimentele. Aveți Absolut de pasiune. acord cu tine. Că dacă, dacă, devine, mai e... dacă, vine, dacă devine mersul la strung și făcut unei piese, da. adică partea de creație să fie o rutină pe 10 ani, pe 15 ani, sunt de acord cu tine. oamenii care își permit în, pe această lume să creeze așa la liber când și cum vor ei și să-și facă bani din chestia asta, cred că sunt uh, trei. <l> sau cred că-i numeri... Da. Și atunci chiar și dacă faci o chestie în pasiune, tot ajungi în punctul în care mai vrea să iei o pauză sau uh, uh, sau faci altceva. Sau să faci altceva, sau, dar tot devine o obligație și... Bă, dar stau acum, acum, stând de vorbă cu voi, îmi dau seama, cel mai mișto ar fi să fii un leneș. Cel mai mișto să trăiești un leneș. Adică să existe slujba de leneș. poate să nu faci nimic, să, bă, să stai așa, să... Da, băi în felul ăsta să fii, lumea zic, bă, uite, avem un leneș cu noi. Ai să -l... un leneș asumat. Un leneș asumat și să fie o cutiuță pentru leneș și asumat. Eu, eu mi-aș lua această slujbă de leneș asumat, pentru că, într-adevăr, nu te mai stresează nimic. Știi că lumea pune acolo, oamenilor nu le place să nu facă chiar nimic. Uite, mă, ăsta e puturos, asta nu face nimic să spun label ăsta, ai eticheta aici, aici zace un puturos. Și eu aș sta cu această etichetă, mi-ar plăcea și să vină pune acolo. Tu nu stai cu mâna întinsă, stai puțin, nu cerșești. Nu, ăsta ești tu. Și lumea și bă, avem nevoie să-l arăt, să arătăm cu degetul. Adică, bă, nu așa, nu faceți ca el. <laughs> și dai, pui acolo ca să existe un paratrăsnet <laughs> acestei societăți. Îmi pare rău că v-am stricat după amiază asta. <laughs> uh, Cătălin, îți mulțumim foarte mult că ți-ai făcut timp. Uh, lucrezi acum la ceva? Da. Lucrezi la un filmuleț. Da, lucrez acum la un clip. Uh, la un clip. Uh, exagerat de ambițios despre colonialism. Colonialism. Oh. Nice. Mama, mama. Da. Ok, avem de studiat și eu uh, aici. Nu? E așa ai așa. vrea să ne zici. Când crezi tu aproximativ că o să-i dai drum? A zice că mijlocul martie. Martie. Trebuie. Eu am apucat. Nu există o carte care să fie exhaustivă. rezumatul colonialismului. Dar există și foarte proaste. Așa că mi am luat vreo 12-15 cărți pe acest subiect. Multe dintre ele scrise de oameni care au fost subiectii colonialismului, care este cu atât mai interesant și m-am apucat să le citesc și am, acum am ajuns pe la cartea 6 oh. și uh, o să încerc să fac cu așa o, o, o chestie care e un subiect extrem de important de fapt despre care nu se vorbește deloc și de fapt este din ce a izvorât capitalismul de azi și o chestie care se sistemul colonialist într-un fel sau altul se transformă în... și am fost și mereu intrigat de limbajul ăsta de decolonizare Ști, știți pe Adam Curtis? Mm. El face documentarul pentru BBC Nu, nu cred El are o miniserie întreagă care se numește Can't Get You Out of My Head subiectul fiind că ultimul loc de colonizare al capitalismului este mintea umană și că ce a reușit să colonizeze cu succes în ultima fază este tocmai mintea. Că nu poți nu există un spațiu din afara capitalismului, nici măcar în capul tău. Uh, și atunci am fost mereu foarte intrigat de această legătură. Și când ei și studiezi colonialismul, ea devine extrem de evidentă. Așa o să fi foarte interesant, cred. Poate păi, să-i urăm succesul acestui om, că chiar vreau să văd așa ceva. Mulțumesc! Da. Mulțumim, mulțumim, mulțumim foarte tot. mult pentru că a venit la noi, uh, baftă Mulțumesc și eu să, să ne auzim cu bine. Da. Și noi uh, continuăm, uh, noi continuăm pe Patreon.